Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei, probabil ultima emisiune de dezbatere pentru alegerile locale din 27 septembrie, aici la BITV. Vorbim și astăzi despre educație, sănătate, sport și tineret, mai exact despre proiectele candidaților, de această dată de la PSD, PNL și PMP pentru Consiliul Local, dar în aceste domenii. De asemenea, încercăm să aflăm care sunt punctele lor de vedere privitor la respectarea legii și transparența în administrația locală. Punem subiectele în discuție cu invitații mei din această seară. Sorin Olariu, candidat pentru funcția de consilier local din partea PMP. Bun venit! Bună seara! Monica Preșcan, candidat pentru funcția de consilier local din partea PNL. Bun venit! Bună seara! Și Gabriela Nedel, cu viceprimarul municipiului, candidat pentru funcția de consilier local din partea PSD. Bun venit! Bună seara și bună seara, dragi preșcăneni! Începem cu educația. Iată, școlile sunt într-o situație delicată, având în vedere problemele care tot apar cu pandemia. Discutam chiar înainte de a intra în emisie, cam care va fi soarta școlilor după alegerile locale. Aș vrea să pornim discuția chiar de aici. În ce măsură, ce trebuie făcut? Ce considerați că trebuie făcut în școli? Ce ar trebui să facă viitorul Consiliu Local, viitoarea administrație locală în următoarele săptămâni, luni de zile în școli? Care este situația actuală a școlilor din punct de vedere al investițiilor, al condițiilor în care se face actul educațional și ce proiecte aveți în vedere pentru următorii 4 ani de zile? Vă rog. Da, eu cred că în ceea ce privește pandemia, școlile ar trebui să vină cu propuneri. Pentru că, nu știu dacă neapărat noi, consilieri local, avem oarecum, hai să zicem, căderea de a veni cu soluții. Pentru că domniile lor, cei din licee, școli și așa mai departe, știu foarte bine ce au de făcut. Datoria noastră este doar să-i sprijinim. Dacă vin cu propuneri sau alt fel de măsuri pe care domniile lor consideră că trebuie puse în aplicare, eventual o analiză, hai să zicem, sumară, da, asupra acelor propuneri și nu avem decât să aprobăm tot ceea ce e de făcut în zona asta. În ceea ce privește învățământul și proiectele pentru viitor, rămân pe aceeași logică. Trebuie să stăm, să ascultăm directorii și să-i sprijinim în toate proiectele pe care, bine, și până la urmă și în limita posibilităților, că e vorba și de buget, dar prioritizate și ar trebui totuși, acum nu, că până acum ar fi fost, să spunem, cineva favorizat, dar oarecum echilibrat balanța, să fie cam la toate școlile câte un pic. Și eu aș merge prima dată în zona asta a toaletelor, până la urmă, deși n-ar fi trebuit să vorbim astăzi de toaletele din școli. Aici chiar avem o problemă, da? Avem Iordache Cantacuzino, cu Zino, știm prea bine ce probleme sunt acolo și mai sunt. Dar, v-am zis, Consiliul Local trebuie să fie aplicat asupra propunerilor venite din partea directorilor și nu avem decât să, hai să zicem, v-am spus, noi avem doar atâta sarcina să le prioritizăm în funcție de bugetul care va fi pus la dispoziție. Am înțeles, vă rog. Da, ca director de 4 unități din cele 3 suburbii ale municipiului Pașcani, trebuie realocate fonduri suficiente pentru infrastructura școlară. La școala Boșteni am un grup sanitar exterior. Este acel proiect ghid POCU care propune achiziția de containere sanitare ca măsură de prevenire a transmisiei COVID la
școala Sodomeni este nevoie de reparația școlii, grădiniței Sodomeni, reparație care a fost aprobată în bugetul pe 2020, nepusă în finanțare. La școala Gâștești am probleme de, cu acoperișul, cu acel atelier numit școală, care creează o imagine destul de inestetică în peisajul școlar. Ce a trebuit ca pregătiri pentru cred că pentru toți colegii mei directori din zonă, tot ce în baza ordinului comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, coroborat cu sprijinul părinților, coroborat cu sprijinul Consiliului de Administrație, am efectuat toate demersurile necesare, astfel încât să găsească cadrele didactice, începând cu 1 septembrie, școlile dezinfectate, cu dezinfectanți, cu măști, cu tot ce înseamnă măsuri de distanțare, cu mobilier, acolo unde s-a impus mobilierul individual. Dar este nevoie în continuare de dotare în infrastructură, fără minimele utilități, apă curentă. Nu putem asigura o igienă. La Boșteni nu este apă, dacă este grup sanitar, nu este apă curentă. La Gâștești am un puț forat cu pompă și lipsa seceta de anul acesta și o cantitate, se consumă foarte multă apă, pentru că sper să nu se cantitatea de apă, să nu rămân fără apă. Este lipsa utilităților, deci nu avem. Trebuie insistat pe și pentru că toate aceste dotări ar duce la o creștere a gradului de siguranță, securitate în școli. Și să știți că părinții au aceste așteptări. Vor să găsească școli dotate, vor să găsească școli echipate corespunzător, cu mijloace didactice, cu materiale didactice, cu cărți în bibliotecile școlare. Noua lege a educației ne interzice n-a strânge bani de la părinți și atunci n-am strâns, nici nu mi-am pus în obiectiv niciun plan managerial, dar lipsa acestor finanțări duce la lipsa mijloacelor și au. În ce măsură finanțarea per elev vă ajută, vă este suficientă sau nu pentru a face astfel de cheltuieli? Vă întreb pentru că o parte din cele enumerate de dumneavoastră par să nu fie de competența administrației locale sau nu, să nu fie posibilă o finanțare pentru ei. Deci, noi primim finanțarea per elev și finanțarea complementară. Finanțarea per elev vine, de acolo se plătesc și vine de la București în funcție de numărul de elevi. La finanțarea complementară, Consiliul Local împreună cu primăria trebuie să decidă în ce măsură susține educațional aceste cheltuieli. Normal că în 4 structuri, cu un număr, aș putea spune, pe Boșteni, foarte mic de copii. În Sodomeni este similar cu Gâșteștiu. Grădinița Gâștești stau foarte bine, chiar nesperat de bine. Am 78 de copii preșcolari în 3 grupe. Dar aceste două unități, Boșteniu și Sodomeniu, dat fiind numărul mic de copii, de elevi, finanțarea și costurile la utilități sunt ridicate, este insuficient. Deci finanțarea care o primim este insuficientă. Adică din momentul lui 2016, când am primit aceste unități în administrare și am rămas doar pe finanțare, cu suplimentări. S-au făcut suplimentări, dar nu majore.
am rămas la nivelul de a plăti utilitățile și fără alte... Am înțeles. Da. Bun, vă rog, deci vreau să spuneți că viitorul consiliu local ar trebui să aibă o atenție sporită și privitor la anumite școli, grădinițe, mai ales cele din suburbii, da? Să asigure în primul rând utilitățile. Bun, vă rog. Aș începe în primul rând să amintesc faptul că Partidul Social Democrat întotdeauna a considerat educația un domeniu prioritar. Și aici mă refer și la investițiile în infrastructura școlară, dar și la creșterile salariale, care, din păcate, după cum vedeți, guvernul PNL nici măcar nu vor să mai mărească salariile profesorilor și trebuie punctat și acest aspect. În ceea ce privește administrația locală, administrația condusă de domnul Dumitru Pantazi, a acordat atenție zero educației și pe final am să îi răspund și doamnei Pleșcan. Am investit în educație. În momentul în care a preluat domnul primar mandatul de la primarul liberal, școlile erau foarte, foarte multe datorii. Școlile n-aveau utilitățile plătite, ceea ce vreau să contrazic pe doamna Pleșcan, nici o școală din municipiul Bașcan n-are... Care administrație n-a acordat? PNL Crăcinescu. Am înțeles. Da? Niciodată, nici într-un an, școlile nu au rămas fără finanțare și am finanțat nu numai cheltuielile legate de utilități, ci am și investit în școală, chiar școala Gâștești a fost reabilitată, vreo 4 miliarde jumătate a primit această școală. Ne-am preocupat în același timp de a acorda finanțare. Poate, într-adevăr, nevoile sunt mari, dar finanțarea este o finanțare generoasă. De exemplu, numai pentru noul an școlar s-au dat 10 miliarde școlilor pentru startul anului școlar, iar pentru investiții 2 miliarde. Vorbesc în bani vechi. Și la ultima rectificare de buget, 4 miliarde au fost date cu precădere pentru a achiziționa materiale de igienă, materiale sanitare. Fiecare director își gestionează bănuțul lui și știe care sunt prioritățile. În ceea ce privește sumele alocate la ultima rectificare pe investiții, s-au dat cu recomandarea către director tocmai pentru a face investiții în dezvoltarea infrastructurii pentru comunicarea online, astfel încât copiii să aibă dreptul egal la educație și din sala de clasă, dar și de acasă. La proiectele mari de investiții vreau să amintesc faptul că am avut în atenție să accesăm fonduri europene, pentru că bugetul local, bineînțeles că nu este suficient pentru a acoperi toate nevoile unui municipiu și reamintesc faptul că Pașcanul are taxele și impozitele cele mai mici față de Roman, de exemplu, ne sunt taxe și impozite de 3 ori mai mari. Avem un... implementare, deci contracte semnate, contracte aprobate, două școli prinse în reabilitare și anume școala Iordache Cantacuzino în valoare de proiectul este în valoare de 3.390.000 de lei. În acest moment proiectul tehnic este trimis la ADR, chiar luni l-am încărcat pe platforma dumnealor. După ce primim ok-ul de la Agenția de Dezvoltare Nord-Est, trecem la executarea lucrărilor efective. Deci nu mai urmează licitație, pentru că s-a făcut proiectare și licitație la un loc. De asemenea, avem contractul semnat pentru extinderea, modernizarea și dotarea creșei numărul 2 și a grădiniței, pentru că acolo era nevoie nu numai de o reabilitare a tot ceea ce înseamnă clădire și ca infrastructură, era nevoie de extindere, construim sală de sport pentru copii, construim camere de stimulare multisenzorială, construim sală de mese și în același timp dotările absolut toate care le-au cerut directorii unităților respective sunt cuprinse în proiect. Aici urmează, avem proiectul aproape finalizat, este dat la verificare tehnică, vom scoate la licitație executarea lucrărilor. Fac o paranteză, de două ori s-a scos la licitație proiectare și execuție la un loc pe acest proiect, nu s-a prezentat nimeni. Mai avem două proiecte foarte frumoase care sunt în evaluare, am trecut de prima etapă de evaluare, suntem pe finalul evaluării și sigur vom primi fonduri. Este un proiect care vizează modernizarea și reabilitarea, dar și dotarea colegiului CF Unirea. Este un proiect foarte mare.
în valoare de 12.619.000. Practic toate corpurile de clădire de la Colegiul CF Unirea, inclusiv internatul, spălătoria, sala de sport, intră în reabilitare și modernizare totală și doamna director a prins în acest proiect dotări la nivelul european, chiar cu Bănci Smart City. Este un proiect extraordinar care va ridica mult calitatea învățământului pășcănean. Un alt proiect european care tot la fel am trecut de două faze de evaluare și urmează faza finală este construirea unei grădinițe noi, aici lângă școala Iordache, Canta Cuzino, un proiect la fel foarte complex, un proiect integrat pentru că vizează construirea și unei căi de acces, unei alei cu parcări Smart City către aleea parcului, nu numai grădinița, este și un parc de joacă pentru copii. De asemenea, tot prin acest proiect se reabilitează în totalitate sala de sport de la școala Iordache Canta Cuzino și terenul de sport cu teren de basket, teren de mini fotbal și piste de alergat. Deci acestea patru proiecte mari care vizează unitățile de învățământ sunt lucruri certe, lucruri care avem proiecte semnate și fondurile sunt cel puțin pentru cele două proiecte aprobate. De asemenea, dacă vă aduceți aminte, pentru că spunea colega că nu prea au fost investiții în școli, aduceți-vă aminte, anul trecut RAGCL-ul a intrat în faliment. Toate unitățile de învățământ, cu o singură excepție, erau racordate la sistemul centralizat de încălzire. A fost un efort susținut și aici domnul primar Dumitru Pantazi, și nu cred că este director de școală să nu confirme ceea ce spun eu, s-a implicat foarte, foarte puternic, astfel încât toate școlile, într-un timp relativ scurt, să aibă sursa proprie de energie termică și sunt investiții de peste aproximativ 23 de miliarde, astfel încât copiii nu au stat în frig, nici la creșă, nici la grădiniță și nici într-o școală din municipiul nostru. Mai amintesc ca proiecte tot pentru dezvoltare și acum vine foarte bine în ceea ce se întâmplă. Am pus Wi-Fi gratuit în aproape toate zonele din Pașcan și în suburbii. Zona de Wi-Fi gratis, unde pot accesa copiii, internetul gratis, este exact în curtea școlii. Deci copiii care nu au acces la internet în acest moment pot veni în curtea școlii să acceseze gratis internetul și să-și desfășoare chiar activitățile online. Mai vreau să dau exemple de proiecte și de suflet și proiecte de susținere, în primul rând, a elevilor, a părinților, a cadrelor didactice. Acordarea de burse de merit, burse de studiu și burse sociale pentru copii. Peste 17 miliarde au fost acordate pentru aceste burse, pentru că tocmai vrem să susținem și susținem cu adevărat învățământul pășcănean și copiii minunați din orașul nostru. Am încercat în fiecare an, de asemenea, să ne arătăm recunoștința pentru cadrele didactice, pentru părinții copiilor, în primul rând pentru copii, pentru performanța lor. Și am premiat de fiecare dată performanța școlară, am premiat șefii de promoții, copiii de 10, copiii de aur al municipiului nostru. Bineînțeles, lucrurile sunt, zic eu, în atenția noastră au fost și vor fi și de acum încolo. În ceea ce privește cazurile punctuale, pentru că vreau să dau un răspuns, cu grupul sanitar de la Boșteni, noi deja am început să scriem cererea de finanțare, pentru că nu stăm degeaba. Chiar ne interesează să asigurăm toate condițiile și aici vreau să fac o paranteză. Doamna director, cred că poate să fie sinceră cu mine și să mulțumească mie și domnului primar Dumitru Pantazi că am luptat foarte mult împotriva doriței dumneaei, pentru că dumneai a privit acest obiectiv școlar ca o... Din punct de vedere financiar, am luptat să menținem locația Boșteni deschisă, pentru că toate propunerile au venit de a închide această locație. Iată acum cât de important este să avem o clădire de școală funcțională, unde putem repartiza copiii, astfel încât să le asigurăm sănătatea în aceste condiții de pandemie. Și vis-a-vis de proiecte mici, de care au nevoie școala. Eu am fost manager de școală mult timp.
am accesat foarte multe linii de finanțare și am dotat școala și cu atelier de olărit și cu laborator de bucătărie. Deci se poate. Nu putem să așteptăm ca bugetul local să acopere toate nevoile. Trebuie implicare, dar ceea ce vreau să subliniez, în administrația Pantazii, în echipa pe care a condus-o, și subliniez și faptul că și Consiliul Local întotdeauna a sprijinit și va sprijini școala Pășcăleanu. Asta spunea și domnul Olariu. Vă rog, aveți completări? Eu aș vrea să aduc o completare. Felicitări pentru proiectele cu smart Wi-Fi în municipiul Pașcani, dar se creează o diferență între școlile din suburbii și municipiul Pașcani, ca și cum aceste școli din suburbii nu aparțin tot municipalității. Și aceste școli sunt tot ale municipiului Pașcani. Deci dacă noi la momentul acesta nu avem utilități minime, apă la Boșteni, și gaz, la Boșteni, da, atât. Și am grup sanitar exterior, da? Cum să mă gândesc eu să dezvolt pe proiecte care pe smart Wi-Fi? Normal că și condițiile copiilor, dumneavoastră ați duce un copil în școala Boșteni? Școala Boșteni este o școală tipic ruralului, da? În ceea ce privește extinderea de gaz, extinderea de apă și canalizare, urmează marele proiecte ale municipiului Pașcan, proiecte care sunt în derulare și aici vă amintesc, se vor investi 25 de milioane de euro pentru extindere apă și canal și inclusiv grădinița dumneavoastră va fi cuprinsă, nu e a dumneavoastră, grădinița din Boșteni, au părinților, a copiilor de acolo, va fi cuprinsă în acest proiect. Ați vorbit despre grădinița care este vis-a-vis de școală, care și aceasta... Grădina unde funcționează acum grădinița, să fim mai precise. Nu, că mai este acea ruină de peste drum de școală din 2007, care s-au alocat fonduri, o risipă a banului public și a rămas așa încât nu i s-a dat nicio utilitate, nici nu s-a dărâmat, nici nu s-a continuat investiția încă. Doamna Plășcan, știți prea bine eforturile făcute pentru că am fost împreună. Am venit cu diversi finanțatori, tocmai pentru a face, intenția noastră a fost în acea locație să facem un centru de zi, un centru pentru comunitatea din Boșteni și Sodomeni. Din păcate, acel proiect, acea construcție n-a fost pe placul finanțatorului, dar în continuare noi nu abandonăm niciun proiect, pentru că liniile de finanțare pentru exercițiul financiar următor se vor deschide. Deci preocupări sunt. Dar încă o dată repet, nu credeți dumneavoastră că orice idee bună se poate face apelând doar la bugetul local. Da, dar completez și eu. Din 2012, împreună cu colegii mei din școală, am aplicat 2012-2017, 2017-2019, am avut 4 proiecte europene Erasmus, că asta se poate aplica prin școală, proiecte care au adus beneficii în plan educațional și social copiilor din școlile Găștești și Sfântul. Întotdeauna am felicitat școlile pentru eforturile depuse de accesarea fondurilor europene, dar aș vrea să vorbim în calitate de candidat la Consiliul Local, nu de manager de școală. Am câteva întrebări punctuale privitor la educație. Iată, există o dificultate administrativă privitor la programul Cornul și Laptele. A fost discutat subiectul în Consiliul Județean, pasat Consiliului Local, Consiliul Local de asemenea a discutat, nu și-a asumat responsabilitatea prin votul majorității. Cum vedeți rezolvarea acestei probleme și mai ales care va fi abordarea pe viitor așa încât astfel de probleme să fie evitate să nu se mai întâmple? Vă rog. Da, eu mai am o completare la subiectul dinainte și anume vreau să zic că sunt multe într-adevăr de făcut în învățământ. Mai avem și, hai să le zicem, acele cămine culturale din, eu nu le-aș mai spune suburbii, pentru că de acum ar trebui Sodomeni, Boșteni, Găștești, Lunca și Blăgești. Sunt cartierele. Cartiere, da? Pentru că am mai spus-o de fiecare dată, când spui suburbii, deja ei trimis la periferie. Trebuie, când ai spus cartier, deja l-ai integrat în municipiu. Ce deci e chestiune de cum spunem așa, doar de percepție și tot e ceva. Pentru că dacă o să le spunem în continuare suburbii, deja vor fi tot timpul la periferie și vor conta mai puțin. Avem nevoie de acele cămini culturale, fostele cămini culturale, pentru
tine pentru a-și desfășura fel de fel de activități. A zis la Lunca cât de mult a durat, încă mi-a dat în folosință. Avem Blăgești, iarăși stă gol, renovat și stă gol. Găștești, Sodomeni, Boșteni, iarăși la fel. Deci ar putea fi reabilitate și date în administrarea școlilor, până la urmă, că despre asta e vorba. Să fie date la școală. Școlile să, cum spun eu, să poată să facă activități, să aibă locuri special amenajate, până la urmă. Pentru că acolo au nevoie și de o anumită infrastructură, da? Ai fel de fel de activități și trebuie să faci ceva acolo. Iarăși văd la școala numărul 2, mai pe scurt, școala din Fântânele, cum știe toată lumea. Acolo ar trebui, pentru că este renovată, ar trebui să avem un cămin cu program prelungit, o clasă, două de grădiniță, pentru că acolo este doar casa corpului didactic, dacă mă înșel, este și o grădiniță, este și o grupă de grădiniță. O grupă, dar rest, copiii din zonă. Bun. Și restul clădirii... De făcut ce spuneți? De făcut să avem un cămin cu program prelungit și eventual încă o clasă de grădiniță, pentru că clădirea e foarte mare și stă, știți prea bine, că orice casă nelocuită se dărâmă și acolo au fost investiți bani și păcat. Să trecem la programul Cornușarului, cred că ar trebui să am luat și luat cuvântul în Consiliul Local, la acea hotărâre Consiliul Local, și cred că trebuie să ne asumăm, ar fi trebuit să ne asumăm, pentru că știm prea bine ce s-a întâmplat anul trecut cu cei din Consiliul Județean. Cam ce s-a întâmplat. A fost un dezastru din punctul meu de vedere. Și având experiența, da, anului trecut, ar trebui, eu așa am văzut lucrurile, că ar fi trebuit să ne asumăm acest lucru. Chiar dacă sunt dificultăți de decontare, așa cum se... Că, știți cum e, avem ceva, un proiect sau ceva în viață care se face atât de ușor, dacă muncești, nu cred că este ceva de nerealizat. Bun. Deci, viitorul Consiliu Local, dacă vor mai fi astfel de probleme, veți, în viitorul Consiliu Local, veți... Neapărat că ați văzut Consiliul Județean cât de tare iau dorul de Pășcăni, da? Și nu cred că va fi și altă abordare în viitor. Eu așa o văd. Și știți cum e, mai aproape mi-e cămașa decât, știi, mai eu decât cămașa, da? Și prefer să cu un efort în plus, e de un efort în plus, să fie rezolvat noi problema. Vă rog. Într-adevăr, programul Cornul și Laptele trebuie susținut și adus în școală în continuare. Aș veni cu propunerea de a diversifica. La un moment dat am văzut din colegii directori, primeau și biscuit, și napolitană, și iaurt, nu numai corn și lapte. Este pentru o mare parte din copii, este cred că singurul pachetel la școală pe care și-l pot permite realmente părinții să-i trimită la școală. Rog. Laptele și cornul a stârnit într-adevăr multe discuții în Consiliul Local anul trecut și anul ăsta mai puțin, pentru că este laptele și cornul, de fapt măsurile acestea sunt pe un proiect cu finanțare a Uniunii Europene. Există un ghid de finanțare care precizează foarte clar tipul de măsuri suplimentare, ce fel de măr, ce fel de cor. Da? Am vrea să diversificăm. Dacă în ghidul nu precizează, cu toate că anul trecut preciza, exista posibilitatea diversificării. Da. Asta depinde doar de cel care a făcut licitația. De ce nu ne-am asumat noi anul trecut acest program? Pentru că erau mari discrepanțe între legislația în vigoare, între contractul semnat de România și Uniunea Europeană. Practic, dacă noi ne asumam în acel moment, nu am fi putut deconta niciun ban din fondurile Uniunii Europene, pentru că în ghid și în contract și în legislație era clar că doar Consiliul Județean poate să-și asume organizarea licitațiilor. Între timp, după multe bâlbâieli, s-a reușit corectarea și armonizarea legislației și vreau să vă spun că în acel moment și acum este același lucru, doar 5 UAT-uri de la comune mici au rămas să-și facă singuri achiziția de lapte și corn. Absolut toată lumea
a lăsat în sarcina Consiliului Județean, pentru că era datoria dumnealor, ei aveau tot ce înseamnă pregătite caiete de sarcini, tot să lanseze cât mai repede achiziția și, dacă nu mă înșel, ei chiar au acorduri cadru semnate de la licitația de anul trecut, astfel încât să acorde laptele și cornul cât se poate de repede. Deci, nu a fost o chestie de că nu am vrut noi. A fost o chestie că nu era legal, nu era corect și noi ne-am susținut punctul de vedere, inclusiv am purtat corespondență cu cei de la București, de la minister și ne-au dat de am dreptate. Înțeles, anul trecut, în urma acestor bâlbâieli, ele n-au primit. Au întârziat pentru că tocmai... Au întârziat sau nu au primit? Din au primit, au întârziat. Au întârziat licitația, dar copiii au primit lapte și corn. După două luni de școală, prin noiembrie. Au primit, da? Păi da, asumarea sau reasumarea a fost la început să-i trece școala. Când vor primi? Se ocupă Consiliul Județean. Noi am transmis Consiliul Județean conform legislației hotărârea de Consiliu luată. Dar vă spun, este vorba doar de 5 comune care au rămas să-și facă achiziția singură. Pot fi preîntâmpinate astfel de situații? Astfel de situații, eu cred că erau înainte foarte clare. Foarte clar în lege, în care scria clar, Consiliul Județean gestionează această problemă la nivelul județului. Dumnealor, probabil, eu vă spun ce simt eu și cred că nu mă înșel, în momentul în care s-a întârziat achiziția acestor măsuri din programul Latele și Cornul, au dat pentru AT-ul pentru a face achiziția mai repede, pentru că suma fiind mare este o licitație greoaie și atunci, ca să câștige timp, au preferat să facă cei mici achiziții rapide. Și vreau o completare la ce spunea domnul consilier Olariu. Școala numărul 2, într-adevăr, este acum, pentru mine, este o zonă resursă, o consider așa, pentru învățământul pășcănean. Niciodată nu se știe în vremurile astea de pandemie când vom avea nevoie de un spațiu undeva unde să despărțim o clasă, unde să oferim educație față în față copiilor, și acolo se pretează, într-adevăr, să se reorganizeze, să se solicite școli dacă au nevoie de spații pentru organizarea școlii. Și, într-adevăr, este nevoie și de grădiniță, program prelungit, de aia am făcut proiectul european pentru a construi această grădiniță cu 8 săli de clasă în zona centrală a municipiului nostru. Am înțeles. Două întrebări mai am pe acest subiect privind educația în școli. Știți, există o preocupare, mai ales la început de an școlar, a părinților, dar și a profesorilor, privitor la fondul clasei. Încă mai sunt unități școlare unde se strâng bănuți, de această dată cu voia părinților, cu implicarea asociațiilor de părinți și așa mai departe. Care este abordarea dumneavoastră, punctul dumneavoastră de vedere privitor la aceste strângere de fonduri, de bani pentru a rezolva o serie de probleme în școli, mai ales acolo unde nu sunt bani sau, mă rog, directorii școlilor spun că nu au bani suficienți pentru plata gardienilor, de exemplu, sau pentru alte chestiuni. Aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere privitor la această chestiune. Și o altă întrebare. S-a discutat la un moment dat despre posibilitatea ca în școli să fie introdus opțional o nouă materie, șah, mai ales la clasele mici. Acest proiect a fost abandonat, sau discuția privitor la acest proiect a fost abandonată. Aș vrea să știu dacă considerați oportună reluarea dezbaterilor, discuțiilor pe această chestiune, în contextul în care sunt părinți, sunt copii care vor să facă șah și din când în când mai merg la clubul sportiv, acum mai puțin, și sunt inclusiv profesori de sport care s-au specializat în a preda șah în școală. Vă rog. Da, eu cred că este complicat pentru ca șahul să fie, hai să zicem așa, o materie. Nu este sau nu este? E complicat, pentru că închipuiți-vă că o să trebuie să se ajungă tot până la minister. Deci nu e acum, tot vremea e la Pașcani și gata. Deci o să trebuiască, e un drum lung, chiar dacă să se va știți întâmpla. Că în România sunt școli unde s-a rezolvat această problemă. Într-adevăr, este o disciplină care așa disciplinează până la urmă urmei. Sportul minții. E foarte, foarte interesant. Dar
Nu, eu zic că nu. Eu, orice aparțin de sport, de orice activitate extrașcolară și pentru a-i scoate, că acum este secolul ăsta calculatorului, copiii toți stau pe calculator și pentru a-i reuși să îi smulgem până la urmă urmei din fața calculatorului, ca din păcate s-a ajuns până acolo, că trebuie să îi smulgem. Mai este... Îi mai este școala este online. Este o dependență, da. Și acum mai avem școala online ca să fie, știți, și mai... Da, cred că ar fi un lucru bun și aș fi pentru. Nu văd nimic rău în zona asta. Privitor la fondul clasei sau, mă rog, bănuții care se strâng? La fondul clasei, sincer, să spun, nu mi-aduc aminte. Singurul lucru care mi-aduc aminte e că, nu știu dacă s-au mai strâns bani, nu s-au mai strâns pentru gardian la școala omnis copiii mei, dar, într-adevăr, banii sunt insuficienți. Am avut chiar, am făcut și o donație, am cumpărat 30 de scaune, pentru că, na, asta e. Bine, nu toți părinții își permit acest lucru, dar am făcut o construcție pentru copii, la urmă urmei, dar nu mi se pare normal. Deci nu mi se pare normal, pentru că, hai să zicem, nu știu neapărat dacă poate să spun că un caz fericit, eu am avut banii ăștia și am putut să-i donez pentru 30 de scaune, dar sunt, cum spunea și doamna director, sunt copii care nu au ce să mănânce. Și acum să îi cerem 10-15 lei, îi cerem deja, și nu mai spunem că, general, că cei care nu au venituri sunt și mulți copii. Închipuiți să fie 3-4 copii la școală, să le ceri, nu știu, 15-20 de lei pentru orice altceva, nu mi se pare. Bine, ar trebui să fie, cum spunem, o finanțare oarecum standard și dacă cineva vrea să facă în clasă, nu știu ce, mai știu eu ce, perdele de nu știu care, poate mai sunt și mofturi de astea. Așa, asta e problema lor, fix problema lor. Dar n-ar trebui să vorbim despre scaune cumpărate, despre gardian, despre dat cu vară eventual într-o clasă. Deci astea ar trebui să fie chestii banale, normale, nici nu ar trebui să discutăm. Deci n-ar trebui să existe. Vă rog. Legat de educația prin șah, este opțional propus de Ministerul Educației Naționale din anul 2017. Noi la școala Găștești, de profesorul de sport, avem la clasa pregătitoare, clasa 1 și clasa 2. Chiar sunt de 4 ani. Desfășurăm, deci 2017, 18, 19, 19, 20 și anul acesta, 4 ani școlari, da? Deci acum e al 4-lea an școlar. Foarte entuziasmați, chiar participă, găsește, le-am luat table de șah, este acum mai faptul că e vorba de acea distanțare, dar vom găsi o metodă să cumva să distanțăm, că ei trebuie să stea un metru și tabla fiind micuță. Deci ca să înțeleg până la urmă, cine poate să facă demersul în sensul ăsta? Directorul sau cine? Școala, prin propunerea în ofertă educațională, de opționale. Și este la învățământul primar, în primul rând, nu mărește numărul de norme. Se pot face cluburi de șah la nivel și de școli. Local poate ajuta sau determina directorii să-și asume astfel de responsabilități peste tot? Nu, asta e la decizia școlii. Stabilirea opționalului ține de preferința copilului, prin consultarea părinților și de resursa pe care există la nivelul școlii, bineînțeles. Am înțeles. Poate Consiliul Local să inițieze un proiect la nivel de municipiu pentru tineri, ca să fie ca un club de șah și atunci demarat la nivel, fiecare școală vine cu echipele de șah și se la zilele, de exemplu, municipiului, la... Asta se mai întâmplă. În școală eram interesat să fie chiar cu titlul obligatoriu, adică, nu știu, să fac Consiliul Local ceva așa încât în fiecare școală, în special cei mici, să aibă ore de șah. Cum se întâmplă în alte localități, în alte școli. Vă rog. Ok, și... Legat de fondul școlii. Așa. De când sunt profesor de 25 de ani, nu am fost adepta să colectez... Eram cadru didactic, nu director. Nu am fost adepta să... Dar să nu spuneți că n-ați auzit sau că n-ați văzut. Da, dar nu am fost niciodată adepta de a strânge niște bani. În primul rând, bani care nu sunt fiscalizați. Pentru că nu ai cum să fiscalizezi acei bani. Apoi, de când sunt director, este interzis prin lege. Și partea a doua,
nu mi-am permis, văzând cât sunt de necăjiți unii părinți, nu mi-am permis să mă duc să cer fondul școlii. Legat de noua pază, prin firmă de pază, în nicio unitate. Am rămas fără firmă de pază, nu este nicio problemă. Se va crea, cred că noi am propus în programul de asigurare a unor servicii de pază și protecție pentru toate școlile din municipiu, din bani de la bugetul local, în baza unui contract unic. Deci, la nivel de municipiu, să fie cu o firmă încheiat un contract, astfel încât, în mod echitabil și unitar la toate școlile, între cine și cine? Între Consiliul Local și fiecare și firma respectivă de pază. Pentru a presta servicii la școală. De pază, ca și școală. La fiecare școală. Este legal? Se poate face asta? Nu cred. Știu că a mai fost discuția aveți asta. Personalitate, aveți personalitate juridică, primăria, Consiliul Local vă poate asigura fondurile necesare să încheiați dumneavoastră acest contract. Stă până la urmă și în capacitatea fiecărui director de a gestiona fondurile și eu nu cred că doamna director poate să spună că de fiecare dată când a venit la, în fața Consiliului Local sau la primărie, în discuțiile cu domnul primar, nu a primit fonduri suplimentar dacă a intervenit vreo problemă, așa cum primesc toți directorii. Să spun și eu punctul de vedere vis-a-vis de acest fond al clasei. Într-adevăr, acest fond al clasei este interzis prin lege. Este întotdeauna am combătut această practică, eu cred că nu mai există, în ideea de a forța, de a părintele să dea bani. Salut și am salutat întotdeauna și le-am mulțumit părinților că și-au constituit în asociații de părinți și au devenit și sunt partenerii reale ai educației din Pașcani. Cine vrea? Dacă vrea cineva prin asociația părinților să facă o donație sau să îmbunătățească mediul educațional, absolut de acord. Chiar și noi, țin minte, de două ori prin bugetul local am finanțat asociația de părinți de la la Colegiul CF Unirea pentru diverse proiecte. Unul chiar a cumpărat costume populare la copii. Nu cred că se mai pune problema, adică așa cred că ar trebui să fie, zic și eu, pentru că până la urmă părintele poate refuza și nu cred că se întâmplă nimic. Nu ai voie, nu există, nu ai voie tu ca manager să forțezi un părinte să dea bani la școală. Dacă părintele vrea, încă o dată am spus, parteneri în educație suntem și le mulțumim. Suntem online, nu mai puțin, suntem online, aștept mesajele dumneavoastră, sunteți părinți, știți foarte bine care este realitatea, aștept mesajele dumneavoastră să vedem dacă ați plătit, dacă ați fost în situația să plătiți fondul clasei sau dacă sunteți în situația să plătiți. Eu cunosc cazuri concrete și vă spun că chiar dacă există o prevedere legală, prin intermediul acelor asociații, reprezentanții asociațiilor, mă rog, ce sunt ei, vin la clase și așa este, nimeni nu te poate obliga. Dar dacă se face prezența și verificarea la fiecare ședință, în fiecare lună, primești mesaj, vezi că ai de plătit, vezi că ești în urmă, vezi că ai datorii, vezi că trebuie să-ți vinzi casa sau exagerezi, evident. Așa, până la urmă, faci tot ce e de făcut și dai 50, 100 sau cât este acolo. Adică este o obligație și cunosc oameni în toată firea, oameni care au bani, dar care au refuzat și se luptă în continuare să nu plătească astfel de sume, pentru corect. Că nu li se pare firesc să facă lucrurile. Și corect. Nu, nimeni n-are voie să oblige. În ceea ce privește șahul în școală, nu numai la Găștești. În multe școli există acest opțional la clasele mici. Și este un lucru împurător. Noi, ca și primărie, ca și autoritatea locală, am sprijinit foarte mult șahul să se dezvolte în municipiul nostru. Avem la Clubul Sportiv Municipal o grupă exact pentru șah. Biblioteca Municipală Leonard Gavriliu și țin să mulțumesc doamnei director pentru proiectul pe care îl implementează, tot la fel are o grupă de șah. Noi, ca primărie, am pus în fiecare an, fiecare zi, spațiul la dispoziție din primăria municipiului Pașcani, unii copii se antrenează la șah.
Bineînțeles că l-am pus gratis, nici nu se punea problema. Am organizat împreună cu biblioteca, cu Clubul Sportiv Municipal, cu ceilalți, care, pentru că avem foarte mulți instructori deja foarte valoroși la noi în Pașcani și le mulțumesc pentru efortul pe care îl fac pentru copii în primul rând. Am fost parteneri cu ei în toate competițiile și am sprijinit inclusiv, deci numai că le-am organizat în Pașcani competițiile de șah, am sprijinit deplasarea copiilor în diverse localități. Deci pentru noi este un subiect important, la fel ca și alte subiecte legate de educația copiilor. Bun, să trecem la sănătate. Vă invit să discutăm despre unitățile de sănătate din Pașcani, spitalul de urgență, dar și spitalul CFR, chiar dacă are tangențe administrative, să spunem așa. Sunt discuții, au fost solicitări ca această unitate să fie de interes public. Așadar, cum vedeți dumneavoastră, care este evaluarea la momentul actual a spitalului de urgență în special, în raport cu administrația locală? Ce s-a făcut, ce trebuie făcut în continuare, așa încât spitalul să corespundă solicitărilor noastre pentru sănătatea publică? Vă rog. Oricum, în mare parte, spitalul, din punctul meu de vedere, arată mult, mult mai bine față de alte spitale. Putem să ne comparăm cu spitale chiar din Iași, da? Adică stăm foarte bine. Am avut fostul manager, Costic Pânzaru, chiar a făcut treaba. A avut el în ultima parte o scăpare. Dar, la dotare sau la servicii? Sau și la dotare și la servicii? Ceea ce se întâmplă azi la Spitalul Municipal Pașcari se datorează domniei sale. Mă bucur să aud asta. Unii l-au uitat definitiv. Cum să vă zic? Da, noi, pentru că acum trebuie să vedem și lucrurile alea bune, pentru că a făcut foarte mult bine pășcănilor prin implicarea domniei sale și viziunea lui, până la urmă, că a avut pe final așa o perioadă de cumpănă. Asta e, știți cum e, eu așa văd lucrurile, că cele bune, ar trebui să ne trebuie alea bune, nu că am mai avut fiecare, că acum nimeni nu e sfânt și nimeni nu știu dacă este măsură neapărat să ridice piatra. Ceea ce văd eu astăzi la spital e că avem norocul să avem în continuare, cum spun eu, managerul actual, îl văd un om implicat, serios, a reușit să echilibreze și bugetul și tot ce e pe acolo. Din punctul ăsta de vedere îl felicit. Sper ca următorul consiliu local sau cine o fi primar, așa, să nu se treacă prin cap să schimbe managerul. Ei, pentru că deja se aud discuții în dorințe. Va avea de furcă cu mine, vă spun eu, că nu cine va încerca. Adică nu că am, cum spun eu, am niciun interes până la urmă. Dar faptul că este, se vede că a muncit pentru a echilibra bugetul și știm cu toți cam ce a fost acolo la spital, un declin oarecum periculos până la urma urmei și nu sunt vorbi mari, asta este realitatea. Știți că am spus-o dintotdeauna, nu mai ferit de cuvinte. Bine că am scăpat, totul e bine când se termină cu bine, știți cum e. Bun, dar nu s-a terminat cu bine. Suntem totuși în mijlocul unei pandemii și Consiliul Local a fost provocat de câteva ori cu finanță. Până la urma urmei, n-am ajuns, Doamne ferește, la un faliment sau altceva, alte situații mai grele. Că trebuie să-i ajutăm, asta este, nu-i cazul doar a Spitalului Municipal Pașcani, toată țara are problema asta, așa că nu e un caz particular. Oarecum a fost particularizat de faptul că au avut dezechilibrul respectiv. Am înțeles. Va veni și proiectul european, da? De extindere a ambulatorului, așa că eu zic că va fi bine. Ceea ce privește dotarea stau la fel de bine, bine. Sunt modest. Vorbim și despre proiectul dumneavoastră. Mi-a dorit ca următorul Consiliu Local să înțeleagă că avem nevoie de acest centru de recoltare a sângii, proiectul pe care eu l-am luptat pentru el până la sânge, da? Se poate spune așa. Susțineți că este nevoie, da? Da. Ați văzut și cazul de mediatizat cu acel copil, de unde era el, nu știu, care a avut un accident cu mopedul, avea nevoie de sânge, da? Toată lumea la un moment dat spunea că avem sânge, dar de fapt nu avem nimic, da? Dacă am fi avut
cum spun eu, și am informații că ar fi venit câțiva donatori la partea spitalului să doneze, dar vom să doneze pentru că nu ai acest centru. Dar nu sunt probleme. Problema e în felul următor, că eu am plecat de la alt principiu. Pașcani este undeva, oarecum, într-un, la o distanță de, să zicem așa, 70-80 km pe Piatra Neamț. Unde ai centru de recoltare. Iași, cam aceeași, Suceava la fel. Deci suntem la o distanță relativ mare. Am explicat-o și la momentul respectiv. Nu am să intru în amănunte, dar pentru a aduce persoane la Iași, închipiți zile pierdute, ajungi acolo cu 4-5 persoane, trezești că îți respingi una sau două din motive medicale sau... Da, da, da. Pentru simplu faptul că ești obosit, pentru simplu faptul că ești obosit, te respingi, da? Îți recoltează. Închipuiți-vă corvoada, dacă pot să-i spun așa, care urmează, da? Pentru o... Până la urmă ar trebui să fie o banală. Iar așa m-a lăsat provocarea pentru Consiliul următor, cu un centru de dializă, care am mai vorbit cu el, dar oarecum eu aș fi vrut să meargă amândouă, în, cum spun eu, să fie în tandem, dar am fost sfătuit să renunț pentru o perioadă la un, pentru că aici cu dializa încalcă multe interese de pe la Iași și acolo va fi mult mai greu. Și vă interesează? Da, de ce nu? Pentru că din povestirile și nu povestiri, că alea nu pot fi povești, e vorba despre un calvar acestor persoane care au probleme cu dializa. Nu vă interesează interesele altora? Mie nu mă interesează, că dacă m-ar fi interesat, n-aș fi promovat acest proiect, da? Și îmi doresc ca următorul Consiliu Local să înțeleagă că avem nevoie și pe partea asta. Deci, și mă refer la finanțare, la proiectul cu dializa la fel, și l-am cumpărat oarecum, a zis acolo, tot în acea zonă, pentru a merge, dacă e aceeași clădire, ar fi perfect. Și m-am implicat, m-ați văzut și în zona asta a CFR-ului, cred că am fost singurul care a vorbit despre declararea spitalului CFR de interes local. Da? I-am ajutat cu ce am putut, am perioada de stări de urgență, cu fel de fel de materiale, am făcut apel la prieteni, la cunoștință, apel pe Facebook, fel de fel, sau au fost donații și, în fine, eu am făcut tot ce a putut de, ce a aparținut de mine și încă mai mult, cred că am trecut de cele mai multe ori în toată activitatea mea de consilier local, am trecut peste competențele pe care le-am avut, în speranța că municipiul Pașcani sau și nu neapărat municipiul, dar consilierul local va înțelege că nu sunt consilier doar să ridice mâna, trebuie implicare. Și le-am spus de cel puțin și mă întorc și am să repet până o să se întâmple la un moment dat, sper, da? Că acum văd că în campanie electorală toți își doresc de toate, dar sunt curios. După, am cerut consilierul local să ne împărțim noi, pentru că nu aparțin nici de administrație, nici de primar, nici de nimeni. Noi, consilierilor locali, să ne împărțim pe zone pentru a reprezenta cetățenii mai bine. Pentru că, am mai spus-o, cetățeanul merge cetățeanul. Păi de ce să renunț? Pentru că eu mi-aduc aminte de câte telefoane primești și cât m-am implicat pentru cetățeni și alții a stau doar și au ridicat mănuța și înși și la un moment dat vine și o să spune, domnule, știți că ăla e rău pentru că, nu știu, că aia, eu n-am făcut pentru că n-am putut când m-a lăsat aia. Eu n-am făcut asta, am luptat pentru orice idee mea. Și dacă nu mi s-a dat, n-am dus și mi-am luat. Am înțeles. Eu vreau să văd consilieri locali care se lupte și se bat pentru cetățenii municipiului. Bun, am o întrebare. Am avut invitați candidați, am pus acest subiect în discuție și răspunsul lor a fost că ar trebui analizată și partea financiară a acestor proiecte, adică centrul de dializă și de recoltare a sângelui. În ce măsură ele se pot susține, autosusține financiar. Și aș vrea să vă întreb dacă chiar credeți că este nevoie de o analiză financiară sau Consiliul Local ar trebui să-și asume responsabilitatea finanțării unor astfel de activități. Principiul oricum, din punctul meu de vedere, simplu. Adică, ne uităm la clădiri. Cum, pe principiu, avem Spitalul Municipal Pașcani. Deci, noi, municipalitatea, le dăm bani pentru renovare, pentru fel de fel de investiții, da? Așa ar trebui să fie și aici. Partea cealaltă, partea medicală, cu angajați, vreau să vină de la Ministerul Sănătății.
Da? Noi doar îi susținem financiar pentru, nu știu, dar sunt fonduri europene, sunt, cum spun eu, soluții găsim. Deci nu cred că nu s-ar găsi. Doar trebuie voință. Dacă avem voință, avem și putință, cu siguranță. Aș vrea să-l întreb pe domnul Olariu, centrul este de recoltare este funcțional la momentul acesta? Dacă aș fi avut, înțelegi, de la început aș fi fost funcțional, dar acum nu știu, dumneavoastră poate nu știți. Să, nu știu, unii au vrut să bată această întrebare. Ce greutăți ați întâmpinat de el nu este funcțional? Că... Păi am avut atunci, la momentul respectiv, 12 consilieri locali care nu au votat. Deci nu numai o majoritate, a fost o majoritate mai largă, nu știu dacă dumneavoastră mai vedeți, nu știți, care nu au votat proiectul respectiv. Da, și după aia a trebuit, știți cum e, să fac eu oarește, hai să zicem, compromisuri, da? Și pentru asta am fost certat, de, așa, pentru că, hai să zicem, am vrut să fac ceva pentru oraș, oarecum a fost certat de altcineva că, domnule, vezi că nu știu ce. Nu, eu am muncit pentru cetățeni. N-am muncit nici pentru partid, nici pentru nimic. Eu am muncit pentru cetățeni. Și am făcut toate sacrificiile, că am făcut sacrificii nenumărate și le fac și astăzi, dacă aș ști că a trebuit să mă duc să car moroz de pe acolo, trebuie să mă duc să plătesc, deja le-am promis că acelor oameni că le plătesc eu un muncitor să muncească vreo 2-3 zile. Deci sunt multe chestii pe care alți consilieri locali nici nu le-au făcut. Habar n-au, în afară de faptul că au stat la masă și au ridicat mâna și au... Dar obiectivul a fost preluat, nu? Este dat în hotărâre de consiliu local. Este preluat de cei de acolo, dar finanțele ies cum ies. Da, am înțeles. În cadrul Partidului Național Liberal am discutat că în martie a fost în ședința de Consiliu Local făcută propunerea de către consilierii liberali privind achiziția unui aparat PCR. Și în aprilie, în urma intervenției solicitate a domnului Bechir, la momentul acela s-a precizat că aparatul nu avea spațiu pentru aparatul respectiv, dar se găsea soluția achiziției unui aparat PCR de dimensiuni mai mici, personal instruit în vederea utilizării acelui aparat ar fi fost la Pașcani. Ar fi fost nu un beneficiu, o mană cerească pentru Spitalul Municipal Pașcani în condițiile pandemiei, având în vedere că acest spital municipal de urgență deservește 19 comune, deservește un număr impresionant de cadre didactice, de elevi, și am fi putut fi testați și preîntâmpina aceste îmbolnăviri care, vedem, neașteptat de repede s-au produs în rândul cadrelor, în rândul elevilor și nu, cred eu că ar fi fost un lucru foarte, foarte bun. A lipsit finanțarea, a lipsit, eu știu, finalizarea unei decizii în a achiziționa acest aparat? E o întrebare pentru mine? Dacă... Da, eu trebuie să răspund eu mai, da, mai simplu, că eu am fost acolo, știu mai bine despre ce vorba. Și vă cred că dumneavoastră n-aveți din să știți, e perfect scuzabil. Dar trebuia să vă spună colegii dumneavoastră toată povestea, că v-au spus numai de la un punct. Adică, cei de la uzină au donat, voiau să doneze către Spitalul Municipal Pașcani. Deci nu trebuia să facem nicio achiziție, da? Era donat. Și pentru faptul că la Spitalul Municipal Pașcani nu există spațiu, pentru că spațiul respectiv... Și personal. Bine, hai zis, în personal aici este el relativ, puteam să-l găsim. Ai nevoie de 3 încăperi. Intri în prima încăpere, a doua, deci trebuie izolată și trebuie separat. Eu vă spun că de la momentul în care mi-am dorit ca centrul de recoltare să fie la Spitalul Municipal Pașcani, nu s-a găsit nicio încăpere, una, deci nu trei, trebuie cu circuit separat și chiar nu există. Este, cum spun eu, o realitate. Este o realitate, bun. Dar acel aparat, dacă ar fi fost, putea să, cum spun eu, el a fost până la urmă dat la DSP Iași pentru că Pașcani nu avea posibilitatea
să-l preia. Deci nu avea locație și nu avea nici personal. Deci ca să mai achiziționăm încă unul, nu vă logica. Dacă dumneavoastră vedeți, deci, foarte bine. Nu, dar v-am spus, eu nu cred de dumneavoastră, dar colegii noastre ar trebui să vă spună toată povestea. Și mi-ar fi plăcut ca să, în toate emisiunile de până acum, să vină un consilier local care știu. Am văzut că de fiecare dată l-a trimis pe altcineva și oarecum, cum ați spus dumneavoastră, vă pune oarecum într-o postură aerea. Nu, și dar nu este o postură, dar logica mea mi-ar fi spus așa, se găsea dacă era o prioritate ca donație. Trebuie să găsești o ca... Haideți să clarificăm lucrurile. Deci a fost o propunere, cei care urmăresc news-ul, știrile, cunosc probabil șirul evenimentelor. A fost o propunere din partea PNL, consilierilor PNL, pentru a fi alocat de la bugetul local sumă de 500.000 de lei, dacă nu greșesc, bani care la un moment dat tot PNL-ul propusese să fie dați pentru cinematograf, nu? Parcă da. Așa era. Bun. Și domnii de la PNL, consilierii, au venit cu această propunere, suma să fie alocată din bugetul local pentru cumpărarea unui aparat PCR. Între timp, patronii de la Remar au încercat să facă niște donații, una dintre ele la pentru spitalul din Pașcani. A existat o corespondență între managerul de la Remar, directorul de la Remar și managerul spitalului. Directorul spitalului i-a spus foarte clar că la momentul respectiv, dacă ar primi aparatul, n-ar avea ce să facă cu el. Urmau să fie, să continue aceste discuții, acest dialog. Directorul de la Remar a înțeles să se adreseze Direcției de Sănătate Publică. A întrebat Direcția de Sănătate Publică, a informat că are, iată, astfel de echipamente și vrea să le doneze, dacă să-l doneze sau nu Pașcanului. Și decizia Direcției de Sănătate Publică a fost să nu fie donat echipamentul Pașcanului, pentru că l-ar dona exact degeaba. De altfel, în țară sunt numeroase exemple de unități sanitare care au primit astfel de echipamente donații și n-au reușit să le folosească tocmai din cauza faptului că nu îndeplinesc condițiile. Acele condiții trebuie mai întâi acreditate de Direcția de Sănătate Publică. Nu e o chestiune arbitrară. Vine cineva și spune hai să facem. Din acest motiv, la momentul respectiv, era chiar o pierdere de bani. Adică să finanțezi, să dai 500.000 de lei din bugetul local să cumperi un aparat pe care oricum voia să-l dea altcineva gratuit, dar fără să existe o perspectivă imediată de a putea fi folosit. Așa au stat lucrurile la momentul respectiv. Aici îți vreau să fac o mențiune. Consiliul Județean a alocat bani și am cumpărat 10 astfel de aparate PCR. Au fost date către spitale și astăzi sunt în Iași, tot așa date spitale, sunt cu tot cu ăsta, cred că sunt vreo 3, dacă nu 4, care stau împachetate. Care nu sunt folosite. Exact. Efectiv, stau împachetate. Pentru că nu au acele circuite prevăzute în lege. Și pe o precizare, directorul, managerul actual al spitalului a spus foarte clar că i-a folosit mai degrabă o altă variantă de testare, de testare rapidă, care o folosește în momentul de față, tocmai pentru a-i testa pe bolnavii care intră în spital, cu teste care sunt mai ieftine și mai eficiente, iar cei care au semnalmentele respective sunt testați și trimise analizele la Iași și este varianta propusă și care funcționează și în momentul de față propusă de manager. Sunt două puncte de vedere diferite și eu am dat mai degrabă crezare celui susținut de managerul instituției, pentru că el știe foarte bine, sau cred că el știe mai bine decât o știu politicienii, cum ar trebui să se întâmple lucrurile acolo la spital. Vă rog. Înainte de a vorbi despre ce am făcut până acum, ce am investit pentru sănătatea pășcănenilor și a celor din jurul Pașcanului și ce ne dorim să facem, vreau să fac o remarcă. Îmi pare foarte rău că ai mei colegi din Partidul Național Liberal nu au avut bărbăția sau curajul
deci actualii consilieri, să vină la această masă într-o dezbatere cu doi actuali consilieri. Au trimis de fiecare dată candidați, care într-adevăr nu este vina lor că nu știu unele lucruri care s-au întâmplat în Consiliul Local. Și de asemenea, a doua remarcă este faptul că și când am vorbit despre educație și acum când vorbim despre sănătate, două lucruri esențiale pentru întreaga omenire, n-am auzit de la colegii liberali niciun proiect. Au venit și au criticat și atât. Păcat. Acum vreau să mă întorc la lucruri serioase, să spun ce am făcut noi într-adevăr pentru a investi în sănătate. Apreciez și tot ceea ce se întâmplă frumos și bun în Spitalul Municipal Pașcani. Au avut un lider bun, au un lider bun, dar în același timp este un colectiv de cadre didactice și medici și asistente medicale și infirmieri și muncitori. Oameni foarte dăruiți profesiei dumnealor și țin să le mulțumesc pe această cale. Într-adevăr, am investit foarte mult în sănătate, poate nu suficient. Foarte multe fonduri le-a adus fostul manager direct de la București cu dedicație pentru dezvoltarea spitalului. Noi am derulat, am încheiat în acest mandat două proiecte cu finanțare europeană, unul intitulat Îmbunătățirea accesului populației din județul Iași la servicii medicale de urgență în valoare de 2.184.870 de lei și al doilea proiect european care este finalizat în acest an, asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim de ambulatoriu pentru populația județului Iași în valoare de 875.367 de lei. Practic, banii aceștia sunt bani cheltuiți pentru dotările din municipiul nostru și o investiție absolut, absolut necesară. A fost și foarte bună și cred că nimeni nu poate să mă contrazică heliportul din municipiul nostru. Vedeți dumneavoastră că acest obiectiv de investiție cât este de util, de câte ori vine elicopterul SMURT în sprijinul celor care au nevoie de alte servicii mai de calitate sau mai complexe pentru și sându-și la Iași. Am finanțat și continuăm să finanțăm spitalul cu suficienți bani. Poate trebuie și mai mulți. Și poate împreună în Consiliul Local vom găsi toate căile să acordăm pentru investițiile în spital, pentru că aici, mai ales în situația în care suntem de pandemie, ar trebui să ne aplecăm cu foarte mare seriozitate. Până acum am alocat spitalului 1.200.000 de lei, deci 12 miliarde, sunt alocați prin buget și efectiv am virat în conturile spitalului suma de 1.012.537 de lei. Acești bani au fost folosiți în precădere pentru investiții și mai ales în contextul pandemiei în care ne regăsim, actualul manager a dotat spitalul secția de terapie intensivă, defibrilatoare, s-au luat ventilatoare mecanice, aparate radiologice pentru blocul operator, electrocardiograf portabil pentru pediatrie și multe, multe utilaje, aparate necesare dezvoltării serviciilor medicale, inclusiv aparate de dezinfecție suplimentare, inclusiv foarte multe biocide, foarte multe materiale pentru angajații spitalului, astfel încât acest virus să nu se răspândească în oraș. Vedeți că orașul nostru totuși stă bine la nivelul de cazuri de îmbolnăviri și asta se datorează și serviciilor medicale de calitate din spitalul nostru, pentru că, din păcate, în multe cazuri, în multe orașe, oamenii s-au îmbolnăvit din spital, au luat acest virus. Desigur, acum suntem în plină derulare a unui alt proiect european, un proiect foarte frumos, un proiect foarte bun, necesar pășcănenilor, și anume ne dorim extinderea ambulatorului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Municipal de Urgență. Este un proiect de valoare foarte mare, 10.300.000 de lei, și ce este cel mai important, marea majoritate a sumei nu vizează construcția în sine, ci marea majoritate a sumei se va duce pe dotări,
pentru toate cabinetele din ambulatorul de specialitate a municipiului nostru. Deci este un proiect european aflat în curs de desfășurare, contractul este aprobat, săptămâna viitoare vom scoate la licitație serviciile de proiectare tehnică, urmând apoi să licităm executarea efectivă a lucrărilor. În ceea ce privește ce spunea domnul Olariu, într-adevăr, domnul Olariu s-a zbătut pentru acel centru de recoltare a sângelui și a fost perseverent. Și vreau să-l felicit pe această cale. Prin hotărârea Consiliului Local am dat locația pentru a se face acel centru la sediul administrativ la pieței, acolo se lucrează, s-a schimbat tâmplăria și sunt sigură și cu efortul tuturor colegilor din Consiliul Local vom găsi și alte căi de finanțare, astfel încât acest centru de recoltare să fie funcțional într-un timp cât mai scurt. Să nu mai uităm de altă inițiativă, defibrilatoarele care s-au pus în oraș, două ca număr, idei din partea nu numai a unui partid, ideile sunt din partea mai multor oameni. Aceiași oameni care l-au donat sunt persoanele cu care, domnul Ariu, nu mă înșel, nu? Sunt aceleași persoane care lucrează la centru de recoltare a sângelui și vreau să le mulțumesc pentru implicare pentru ceea ce au făcut pentru orașul nostru. Am să vă pun o întrebare, știu că nu vreți să o auziți, dar din perspectiva faptului că măcar o dată pe an activitatea spitalului este pusă în lumina reflectoarelor în ședința Consiliului Local. Atunci când este prezentat raportul de activitate, poate și la buget, să spunem. Sunt totuși oameni din Pașcani și nu puțini care nu sunt mulțumiți de serviciile medicale din spital. Nu sunt mulțumiți de modul cum sunt tratați, mai ales la intrare, la urgențe. Și sunt zeci, sute de mesaje, le vedeți pe rețele de socializare. Dacă cumva avem o știre despre spital, de fiecare dată acolo veți găsi astfel de nemulțumiri. Aș vrea să știu dacă aveți în vedere de a vă implica mai mult decât v-ați implica până acum. În Consiliul Local nu prea am auzit astfel de dezbateri, discuții privitor la calitatea serviciilor medicale. Și mai ales, care sunt motivele și cum pot fi schimbate lucrurile acolo? Pentru că sunt cadre medicale care par să nu aibă legătură cu ceea ce fac, de vreme ce vorbesc urât. Mai ales la intrarea în spital. Sunt și medici extraordinar de buni, asistente medicale de asemenea. Dar mai sunt și oameni care par să nu aibă legătură cu meseria pe care o fac. Vă rog. Da, ideea e felul următor că ar trebui, hai să zicem așa, la următorul raport al managerului sau spitalul municipal Pașcani, să ia discuție și acest lucru. Pentru că, hai să zicem așa, adevărul, știți, undeva la jumătate, da? Și azi nu ne-a dat nimeni că nu există, pentru că... Dar nici nu este cum fără... Asta e fără discuție, dar am spus că adevărul este undeva la jumătate. Ar trebui analizat chestiunea asta, în sensul că ar trebui totuși Spitalul Municipal Pașcani. Eu știu două persoane, dacă vreți bine, pot să dau exemplu. Managerul să fie, de exemplu, pe site-ul, pentru că pe site-ul Spitalului Municipal Pașcani e o rubrică de sugestii și reclamații, dacă îi spunem. Nu mai mergem cu jalba, banca, WhatsApp, să punem plicul. Efectiv, dar ideea este felul următor. Trebuie să ne asumăm, pentru că în ce sens ne asumăm? Să ne spunem cu subiect, eu sunt Xulescu, nu că am fost acum un an de zile și nu știu ce poveste mi s-a întâmplat, nu. În momentul în care apare problema asta, îți dai numele și vii exact cu problema. Noi am dat exemple concrete. Femeie, o fată care a fost scoasă din spital, deși trebuia să nască sau ceva, au fost cazuri concrete. Eu n-am zis că nu este adevărat. Ideea este în felul următor, că trebuie schimbat în modul ăsta de gestionare a reclamațiilor. Dacă toți consilierii laudă activitatea din spital, de ce ei și-ar face probleme? V-am zis, trebuie schimbat, aici cred că este o problemă. Și mai este iarăși problemă pe care eu am mai dus-o și nu pot să o, ca să zic așa, să uit și o voi pune în continuare pe masa Consiliului Local. Faptul că trebuie să găsim o soluție, este ideea managerului Costic Pânzaru, pentru ca și celelalte UAT-uri de prin jur care
cum spuneam, beneficiază de serviciile spitalului, să contribuie. Am fost singur care am insistat, dar nu m-a auzit nimeni. Efectiv, cum a spus-o domnul Costic Vânzaru, a fost și zâmbet la momentul respectiv. A spus-o și eu de cel puțin două, trei. Dar există o posibilitate juridică de a rezolva această problemă? Eu am întrebat primat din comune și am spus, da, noi vrem să participăm, dar dați-ne calea legală, juridică. Bun, dar în momentul în care este voință politică, pentru că toți, PMP-ul, PSD-ul, PNL-ul, toți avem deputați, da? Avem senatori. Despre ce vorbim? Foarte bine. Cât durează să facem o lege, dacă vrem cu adevărat, da? Păi, asta eu nu știu. Probabil e nevoie de o asociație, așa că... Domnule, serviciile sunt plătite, în afară de faptul că cei care știu, nu toate de contările sunt plătite, da? Doi, dacă totul, spunem așa, domnule, Casa de Sănătate plătește acele servicii. Fals. Pentru că dacă Casa de Sănătate ar plăti toate serviciile și tot ce aparține de funcționare, Spitalul Municipal Pașcani, Spitalul Municipal poate n-ar mai veni cu mâna întinsă la Consiliul Local. Logică de, știți, simplă. 1 plus 1. Da? Atât timp cât convine și nu mi se pare normal ca cetățenii Municipiul Pașcani să plătească pentru toți cetățenii din celelalte boateuri. Nu-i logic. Pentru că de aici apare. N-avem bani pentru lucrători, n-avem bani pentru locuri de joacă, n-avem bani pentru... Pentru că oarecum se duc într-o direcție, da? Trebuie să găsim soluția. Am înțeles, vă rog. Așa cum, de exemplu, directorii de instituții, noi, directorii de școli, suntem evaluați anual și ni se dau calificative. Așa, în urma chestionării unui chestionar de satisfacție dat în unitatea spitalului de urgență, pe care să-l completeze persoanele care au beneficiat de serviciile medicale din spital, și acolo, așa cum spunea și domnul Olariu, semnat, nu anonim, să-și manifeste nemulțumirile și, eu știu, alte aspecte care i-au nemulțumit referitor la calitatea actului medical. Pentru că aici, dacă este să încalcă o calitate, ajungem până la totuși o culpă medicală, adică vorbim totuși de viața și sănătatea oamenilor și trebuie asumat această, dacă se spune de aceste culpe medicale, da? Sau dacă se face la calitatea actului medical. Așa aș vedea și propunerea referitoare la, da, să suporte financiar toate cele 19 UAT-uri din vecinătatea municipiului Pașcani ar aduce printr-un efort coagulat și trimis către Ministerul Sănătății din partea consiliilor reunite a celor 19 comune și a municipiului, trimise către Ministerul Sănătății să ia o decizie în acest, se poate da chiar o hotărâre de guvern, pentru că nu se poate, este o unitate administrativă mare legată municipiul și cele 19 comune. Și ar veni financiar vorbind, pentru că acei oameni, persoanele care vin din localitățile vecine municipiului Pașcani, la rândul lor dau către CEASE, prin virarea de acele taxe, da, către CEASE. Deci ei sunt cumva plătitori de CEASE. Și atunci ar trebui să beneficieze spitalul unde vin ei și își rezolvă problemele medicale. Da, din câte știu, chiar a fost o astfel de încercare de-a domnului Pânzaru și răspunsul a fost negativ, din câte știu. Vă rog. În ceea ce privește nemulțumirile, cu asta aș vrea să încep, pentru că a fost prima întrebare. Într-adevăr, sunt și oameni nemulțumiți de modul cum sunt tratați în spital. Este o problemă mai veche de mentalitate și de atitudine a unora, nu a tuturor, nu trebuie să generalizăm, nu numai la spitalul nostru, la toate spitalele din țara
noastră. Treptat lucrurile s-au mai schimbat și aici rolul managerului este unul foarte important. Nu calitatea serviciilor este deficitară, atitudinea unor cadre medicale este deficitară față de cel care se prezintă cu o nevoie și vă dați seama când vorbim de sănătate este lucru cel mai sensibil. Managerul, șefii de secție, doctorii care coordonează asistenții medicali sau toți au un rol foarte important de a stabili normele de conduită pe care le au prin fișa postului, au un regulament al dumnealor și cred că printr-un management eficient încet, încet, aceste lucruri trebuie să reparate. Dar mai este și un aspect. Cine a fost în spital, probabil că a remarcat acest lucru, există o mare lipsă de personal, cum ar fi la nivelul infirmierilor, asistente medicale în unele compartimente, este o supra-solicitare pentru și un volum de muncă foarte mare în unele sectoare. Acum, cu această pandemie, lucrurile trebuie să regândite cap-coadă în ceea ce privește organizarea spitalului, trebuie o flexibilizare și o dinamică în a te adapta la ceea ce se întâmplă de azi pe mâine. În ceea ce privește decontarea de către celelalte OAT-uri sau contribuția, mai bine spus, la bugetul spitalului, asta implică o regândire a întregului sistem sanitar, o regândire de la organizare, la cum vine finanțarea și asta nu ține de Consiliul Local, pentru că să ne gândim și noi pășcănenii beneficiem de servicii medicale din Tlăiași, da? Este exact același lucru. Iașul investește, Consiliul Județean sau Primăria Iașului, în funcție de cum sunt împărțite acolo spitalele ca și administrație, investesc la fel cum facem și noi în Pașcani, în spitalul nostru. Și noi, pășcănenii, de multe ori am apelat la serviciile medicale oferite de către cei din municipiul Iași sau județul Iași. De aceea lucrurile sunt puțin mai complexe și astea sunt decizii care trebuie să luate la nivel parlamentar, la nivel guvernamental. Am înțeles. Bun. Și aici vreau să mai punctez o chestie. Iarăși sper că în Consiliul următor, Consiliul Local care va veni, să nu se mai întâmple vreodată ce s-a întâmplat acum, în sensul că a fost singura instituție căruia i s-au tăiat banii pentru știți, cele cupoane de vacanță. Deci nu se poate, pentru că culmea culminor, în anul cel mai greu pentru cadrele medicale, i s-au tăiat banii pentru vacanță. Deci bugetul s-a votat înainte de pandemie. Nu știu, dar am zis că culmea, deci a fost, cum spune așa, un ghinion, să zicem așa, suprapus după ce că le-ai tăiat și valul și de singura instituție. Adică, nu știu, cred că putea să fac reduceri de la toate instituțiile. În contextul pe care îl știți, a unei probleme financiare la momentul respectiv, destul de... Așa, dacă luăm, cum spun eu, când vorbim la nivel de UAT, în general, până la urmă, dacă primăria are o problemă, nu, trebuie să facem, deci, pe ansamblu, să ciupim peste tot câte un pic, nu pe unul mumă și altul ciumă, da? Deci, nu, dar nu putea să dea banii primăria. Știu că era o problemă că nu se încadrau în anvelopa respectivă. Unii solicitau majorări. Nu, da, atunci au fost majorări salariale foarte consistente. Dacă vă aduci și banii au fost redirecționați. I-au luat de la vouchere și au dat în altă parte. Tot la formulare. Veți fi în viitorul Consiliu Local? Aduceți-vă aminte de situația financiară în care se regăsea atunci spitalul. Era în pragul de faliment. A fost o decizie grea de luat, să știți. Eu n-am înțeles și doar spitalul trebuie să sufere. Adică, păi și cine mai trebuie să sufere? Era vorba de bugetul spitalului. Peste tot. Trebuie peste tot ce înseamnă? Un pic. De la toate instituțiile, la o sumă și... Nu are legătură. Era doar... Era pe bugetul spitalului, exact. Și domnul Colariu... Acum să fim... Până avem sănătate la pașa. Să recunoaștem adevărul și nimeni, cred că din spital, indiferent de că e Pașcan, că e Iași sau alt...
altă localitate, salariile în sănătate. Pe timpul guvernării Partidului Social Democrat au suferit o creștere considerabilă. Deci eu nu cred că în acest moment, și tocmai pentru că este importantă sănătatea pentru noi toți ca și popor, pentru că ne plecau medicii din țară și atunci a fost o măsură foarte curajoasă luată de a mări salariile doctorilor, cadrelor medicale. Și greu de implementat, pentru că asta este altă problemă, dar eu zic că este bine și este corect ca medicii noștri să fie salarizați corespunzător. No, eu aici mi-am rugămintea mea, că aici toată lumea cad dintr-o capcană. Medicii noștri și medicii noștri, dar ceilalți ce să... Buma pădurii... Nu, eu m-am referit și la asistenți medici, la toate cadrele didactice, care era vorba, cadrele medicale, pardon. Da? Cum spun eu, aveau, nu li s-a tăiat salariul, s-a tăiat tocmai la asistente și la, în afară de faptul că avem un deficit foarte mare, deci când vorbim de un medic, vorbim cu o echipă medicală în spate. Corect. Și atâta timp cât tu ai un spital care se funcționează cu vreo 150, cu lipsă 100 și vreo 50, hai să zicem 130, dar parcă mi-aduc aminte cu 150 de infirmiere, după aceea pretenții să fie nu știu ce curățe în spital, da? Și vreo 50 ceva de asistente medicale. Înțeles. Adică până nu o să înțelegem că echipele medicale trebuie să fie echipe medicale și să lăsăm retorica asta cu medicii, da? Nu vă contrazic. Vorba de cadre medicale, punct. Nu vă contrazic, eu întotdeauna am spus, un medic sau un director de școală, da? Fără cadru didactic lângă el, fără infirmieră, fără femeia de serviciu, nu, deci totul trebuie privit unitar. Eu am același respect pentru toate categoriile de personal. Ceea ce nu înțeleg eu este faptul că în fiecare an Consiliul Local aprobă organigrama. Dacă sunt probleme atât de evidente, grave, și vă mai aduc aminte privitor la modul cum este așezată organigrama, de ce nu modificați? De ce nu solicitați modificarea? Cele mai mari tăieri, de, dacă vă aduceți aminte, că nu au fost numai tăieri, numai voucherele, au fost cele mai mari tăieri de sporuri, au fost tot la cadrele medicale medii, da? Adică de asta insist aici, că totuși hai să vedem o leacă, că medicii nu sunt singuri în spital, da? Am înțeles. Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim în 2 minute. Pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Olariu Costel Sorin și candidez la funcția de primar al municipiului Pașcani și pentru cea de consilier local. Iubesc orașul Pașcani pentru că aici m-am născut, aici m-am format ca om, aici mi-am întemeiat o familie, aici mi-am construit o casă, aici am sădit primul pom și îmi doresc ca Pașcani să aibă o dezvoltare armonioasă, dar să rămână în continuare un oraș verde. Din acest motiv am venit cu inițiativa care într-o mare măsură s-a și materializat de a crea un inel verde în jurul municipiului Pașcani prin plantare de copaci. Vreau ca în următorul mandat să împădurim toate zonele degradate din jurul municipiului Pașcani. Reușim împreună! Fapte, nu vorbe! Investiții de peste 110 milioane de lei sunt în execuție sau au finanțare certă. Palatul Cantacuzino va fi reabilitat. Un bazin de înot va fi construit de la zero. Piețele, unitățile de învățământ și spitalul de urgență vor trece prin ample lucrări de modernizare. Pașcaniul pe drumul cel bun. Continuăm împreună! Pe 27 septembrie votăm Dumitru Pantazi, primarul Pașcaniului. Bun, a revenit în studio invitații mei, Sorin Olariu, candidat pentru funcția de consilier local din partea PMP, Monica Pleșcan, candidat pentru funcția de consilier local din partea PNL și Gabriela Nenel, cu viceprimarul municipiului, candidat tot pentru funcția de consilier local din partea PSD. Vă invit să discutăm despre două chestiuni importante. Poate e cel mai important subiect din campania electorală. Mulți se feresc să-l discute. Am avut invitați care au refuzat să vină la emisiune pentru că acest subiect era pe agenda. Și anume, cât de important mi se pare ca viitor aleși locali să respecte totuși legea? Există un jurământ, nu?
da, cu mâna pe Biblie, chiar câteva cuvinte frumoase, la început de mandat, fiecare face, depune acest jurământ, dar se pare că unii îl uită și îl uită repede. Pun acest subiect în discuție pentru că în acești 4 ani de zile, mai ales în ultimii 4 ani de zile, au fost consilieri locali care au încălcat flagrant legea și nu au fost un exemplu bun pentru comunitate. Și de fiecare dată când jurnaliștii au pus subiectul în discuție, au fost dați în judecată, hăituiți și așa mai departe. Oricum, problema n-a fost rezolvată. Vorbesc de o problemă urbanistică. Dar nu e singurul caz, sunt și alte cazuri. Uitați-vă cum se discută problemele în Consiliul Local și de cele mai multe ori, dacă cineva vine cu un argument legislativ, adică, doamne, vezi că nu e în regulă acolo, sau de fiecare dată se caută o ieșire, se poate vota proiectul respectiv. Bun, cât de important este pentru dumneavoastră, cât de important ar trebui să fie pentru aleși locali respectarea legii? Și vă întreb direct, dom'le, de ce candidează oameni care nu respectă legea? Dacă mă întrebați pe mine, eu am fost, cred că, singurul consilier local care a luptat pentru respectarea legii în Consiliul Local. Vă spun asta pentru că, asumându-mi acest risc, până la urmă, am sfârșit prin a fi catalogat a fi în PSD. Dom'le, că e omul PSD-ului? Nu. În momentul când eu le-am cerut domnului Pintilie și domnului Nemțanu să nu încalce legea, pentru că eu așa am văzut lucrurile. Eu, consilier local, trebuie să fiu un exemplu pentru cetățenii din municipiul Pașcani. Bun. Adică dacă eu vin și încalc legea, prin ocuparea domeniului public, s-a întâmplat în amândouă cazurile, da? Și culmea că numai de la PNL a fost chestiunea asta, da? Ca să fac și precizarea, nu au binevoit nici măcar să vină cu un document, deci nu au venit cu documente, ne-au garantat că ei stau, cum spun eu, dețin legal, doar ne-au garantat, dar fără să vină cu un document în spate. Credeți-mă că la un moment dat, și până la urmă vin cu întrebarea, cine este PSD-ul, în sensul în care am cerut, am cred că de un an și ceva de zile cerere la Primăria Municipală Pașcani, prin care am cerut toate contractele și autorizații de construire a domnului Pintilie. Eu le am pe surse, dar nu le am oficial, da? Și de asta am vorbit în cunoștință de cauză. Pentru că mai am alte informații și vreau toate informații pentru a nu ieși în public cu discuții fără a avea acoperire. Pentru că de fiecare dată am avut și documente când am vorbit, pentru că nu vreau să am probleme în sensul ăsta. Și v-am zis, nu mi se pare normal ca un consilier local să poată să ajungă în consiliul local, sau un candidat, până la urmă, despre el e vorba, să ajungă în consiliul local atât timp cât tu nu ești un bun exemplu pentru cetățeni. Pentru că, până la urmă, ținând cont că sunt foarte multe cazuri în Pașcani de ocuparea domeniului public ilegal. Da? Și atâta timp cât tu, consilierul local, păi, sau eu, autoritatea locală, mă duc la omul respectiv, nu știu, fii persoană, fii să vii, nu știu, domnule, dar vedeți că încălcați legea, să văd, da? Și spune, tu, domnule, de ce aveți de treaba mea tale? Că, uite, ai consilier local care, când o să rezolvați problema, eu așa spune, dacă are nici ceva la mine, rezolvați voi problema acolo și după aia veniți la noi să ne ceriți să respectăm legea. Și de aici vine întrebarea, ce exemplu dăm noi cetățenilor, da? Din punctul ăsta de vedere. Acum rămân cetățenii să, cum spun eu, să aleagă, să vadă dacă, din punctul meu de vedere, se vor mai vota astfel de oameni. Credeți-mă că, din punctul meu de vedere, Pașcani este pierdut. Atât timp cât votez oameni care nu respectă legea, da? În ceea ce privește domeniul public, deci un, ce face la casă, fix problema, nu mă interesează că despre domeniul public. Dar când tu vii consilier local și încalci legea și vorbim despre domeniul ocupare de domeniul public, construcții pe domeniul public, dar eu insist cu întrebarea, ați fost în Comisia de Urbanism, sunt zeci de cazuri cu aceeași problemă, ele n-au fost rezolvate.
N-au fost rezolvate. Consiliul local n-a avut capacitatea de a discuta, de a găsi o soluție, de a lua măsurile necesare. Eu vă spun și de ce nu a avut capacitatea. Pentru că și mă uit la Comisia de Urbanism, știți prea bine și nu e acolo președintele Comisiei de Urbanism, prea legalistul domnul Bodoașcă, da? Și când a venit speța respectivă, a blocat tot. Din acel motiv mi-am și dat demisia, pentru că, sincer vă spun, avem o stare așa de, avem nevoie de lămâie, știi, în condiție. Deci nu se poate așa ceva. Deci o atâta aroganță și atâta, cum spun eu, atât tupeu pentru a apăra pe șeful până la urma urmei, da? Că despre asta este vorba, n-am mai văzut. Și te pretinzi că ești cel mai corect dintre consilierii locali. Am înțeles. Eu nu vreau neapărat să-mi răspundeți dumneavoastră la această întrebare. Dacă vreți, îmi răspundeți. Dacă nu, nu. Pentru că sunteți într-o situație complicată și chiar nu aveți de ce să răspundeți pentru alții. Nu, atât aș vrea, părerea mea este, legea trebuie respectată de absolut oricine. Nu contează că ești consilier local, viitor consilier local sau ai o funcție de conducere. Ideea este, primăria, dacă a dat în judecată, s-a bătut atâta monedă pe acele terenuri ale lui Marius Pintilie, numai el este? Nu, sunt mai multe, sunt și alții. De ce să nu lăsăm organele abilitate, justiția în speță, să dea o soluție? Pentru că sunt cazuri la nivel național care au fost... Nu e niciun fel de problemă. Sunt cazurile respective în instanță, exact. Sunt pentru chestii minore, în sensul că au fost date amenzi pe constatările făcute de polițiști și acele amenzi sunt discutabile, însă întrebarea mea este următoarea. Până la a veni poliția să te prindă, până la a veni inspectorul să te vadă, până a fi făcut de rușine de jurnaliști, ce fel de consilier ești dacă te duci ca haiducul și ocupi domeniul public, da? Îți mărești magazinul sau ce ai făcut acolo și într-o parte și în cealaltă și în cealaltă, fără să ai contract, fără să plătești, să construiești fără să ai autorizație. Adică nu, despre asta vorbim și cred că mai degrabă ăsta ar fi un subiect de discuție. Pentru că în același timp sunt oameni care plătesc amenzi pentru chestiuni mult mai minore. S-a dus unul și a închis balconul, a primit amenda imediat. Sau a oprit unul pe stradă, a făcut nu știu ce, imediat poliția l-a văzut. Dar eu repet, sunt convinsă că justiția va da soluția cea mai pertinentă și legală în speță. Eu deci nu dacă... sunt atât de convins. Va anula amenzile respective, pentru că amenzile au fost date pe persoană fizică, din motive pe care nu le înțeleg, și va fi rezolvată problema? Nu. Va rămâne fix la fel pentru dumneavoastră, cei care veți face parte din viitorul Consiliu Local. Fix la fel. Până la urmă este vorba și de moralitate. Știți că la un moment dat cei din PNR m-acuzau pe mine, nu știu ce. În secundă, deci la imediat la o zi, două, am venit, ați văzut conferințe de presă cu documente, cu dosare, le-am dovedit că nu am nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Dacă nu avem nicio problemă și atât, cum spun eu, speranța este justiția, eu n-am stat să ajung în justiție. Uitați, domnilor, astea sunt documentele, uitați-le pe masă, am pus pe masă, uitați, studiați-le, le-am făcut publice și n-am nicio problemă. De eu l-aș fi întrebat pe domnul Marius Pintilie, dar dumnealui nu vine la emisiuni de dezbatere. Atât timp cât te ascunzi tu, consilier local, e chestie și de moralitate până la urmă, da? Este clipul ăla, va asigura domnia legii în Pașcan, pe bune, și cum face asta? Da, totuși mergem prea departe, pentru că echipa PNL nu are, din echipa PNL nu avem condamnări, nu avem niciun act, deci un proces pe rol. Haideți să nu fim, avansăm așa niște hotărâri ale instanței care nici nu au fost pronunțate. Nu vorbesc de hotărâri ale instanței, ci pur și simplu cineva s-a dus pe domeniul public, a luat câteva bucăți din domeniul public și a zis, doamne, le folosesc eu pentru că așa vreau eu. Asta e deranjant. Dacă vi se pare corect, nu se pare corect. Nu este corect, dar de asta nu va decide justiția. Haideți să lăsăm cu justiția.
au fost două comisii, 2010-2013, care au spus clar că copii ilegal. Sunt documente, sunt și mai disprici. Nu doamna trebuie să răspundă la chestia asta. E vorba de moralitate. Chiar nu doamna trebuie să răspundă, sincer. Vă rog. Legea este făcută pentru a fi respectată. Și nu numai de consilierii locali, de absolut toată lumea. Într-adevăr, la nivelul Consiliului Local s-a făcut acea comisie care a constatat, nu numai în cazul domnului Pintilie, și în alte spețe, în cazul domnului Pintilie am impresia că are 5 amenzi. Nu e vorba de amendă. 5 ocupări abuzive a domeniului public, fără autorizație de construcții. De aici 5 amenzi. Exact, de aici au derivat acele amenzi. Da. Dar să știți că eu sunt cel mai supărat pe PSD. PSD a avut majoritate, PSD are primarul care a avut la dispoziție un aparat administrativ și lege și nu s-a făcut nimic în sensul ăsta. Sau și dacă... dacă îmi permiți să mă întrerup, că tot era vorba că ați zis că minge la fileu, culmea că PSD, din punctul meu de vedere, eu așa vă lucru, l-a protejat, pentru că vorbim din 2010-2013 comisii care au demonstrat acest lucru, l-a protejat pe domnul Pintilie, până la urmă nu i-a făcut nimic, pentru că a încălcat, deși se știa și aveau și documente, și până la urmă ce credeți? Colarul e PSD-ist. Deci PSD îl protejează pe domnul Pintilie, dar până la urmă ce să vezi? Tot colarul e PSD-ist. Deci retorica asta, din punctul meu, este penibilă. Într-adevăr, poliția locală a dat acele amenzi. Domnul Pintilie Marius le-a contestat. Suntem în instanță. Nu știu cum se va pronunța instanța. Este pur și simplu de situație în fapt. Eu acum asta vreau să punctez. Eu am văzut nonșalanța cu care domnul Pintilie Marius, în diverse ipostaze televizate, Consiliul Local, zâmbește și spune: păi eu am făcut cerere, primăria să mă pună în legalitate. Domnul Marius Pintilie, primăria nu poate să vă pună în legalitate pentru că nu există cadrul legal să vă pună în legalitate. Conform codului administrativ și conform celelalte legi vechi, dumneavoastră trebuie să ocupați aceste terenuri, nu numai dumneavoastră, toți cei care ocupă abuziv prin licitație. Dar asta înseamnă... în momentul în care organizezi licitația, terenul trebuie să fie liber de sarcină. Deci, domnul Pintilie, vreți să intrați în legalitate? Demolați dumneavoastră, noi primăria și Consiliul Local scoatem la licitație și atunci veți intra în legalitate. Dar nu mă miră, pentru că în actualul Consiliu Local, dumnealor au venit cu niște propuneri de proiecte de hotărâre care încălcau flagrant legea și numai exemplu cu intervenții, numai pentru a minți că vor să facă bine, de exemplu proiectul cu reparațiile la subsol, tot aparatul de specialitate, toată lumea știe, nu avem voie, dreptul legal să intervenim pe domeniul public, dumnealor acum se laudă, da, am vrut să vă ajutăm pe voi, dumneavoastră pășcăneni, să vă facem branșamentele și curățenii la subsolurile de bloc, dar n-au vrut cei răi, PSD-ul și împreună cu domnul Olariu. Eu cred că, mai dau un exemplu. Domnul Pintilie Marius are o societate, această societate comercială. Există taxa de salubritate care o plătesc toți pășcănenii, și persoane fizice și persoane juridice. Este printre singurele cazuri în care dumneavoastră refuză să plătească. Se judecă cu primăria și nu vrea să plătească taxa de salubrizare. Atunci, ce fel de candidat? Unde e moralitatea de care făcea exemplu domnul Olariu? Cum se uită el în ochii pășcănenilor, să zicem, ca viitor primar, să le spună: dați-mi taxa de salubritate, voi toți agenții economici, că eu nu o dau. Eu, societatea mea nu vrea să o plătească la municipalitate. Știți, se întâmplă atâta timp cât, și îmi pare rău... Nu, doamna Peșcani, acum n-are nicio... Eu încă rămân oarecum așa mirat și siderat în același timp de faptul că, dacă tot ați spus de domnul Pintilie, dumnealui candidează la funcția de primar la municipiul Pășcani. Dumneavoastră știți că dumnealui și-a făcut casă în Lespes, deci eu, cum ar fi, eu, Pășcănenul Olariu, candidez la, să zic, mă duc să candidez la Lespes, dar eu am casa în Pășcani.
Deci domnul Pintilie astăzi, când spune că mă duc acasă, duce la Lespes. El face de ani buni, face la Veta. Locuiește la Lespes? Locuiește la Lespes. Domnul are, el are mutații în Pașcan, deci are buletini în Pașcan pentru că a avut proprietăți aici. Dar el când spune mă duc acasă, se duce la Lespes. Sunt puțin videoasă. Da, așa sunt eu rău. Și mai sunt. Deci nu, nu e singurul caz, mai avem și la OSR Plus vreo doi care tot așa. Stau pe Iași, mi-a zis că era un domn care îmi povestea cum e în Iași, când stă el în Iași. Dar candidați la Pașcani, vedeți, hotărâți-vă, dacă vreți să fiți în Pașcani, dar candidați pentru Pașcani. Da, eu fac casă în Despre și la Iași și vreau să mă mut la Pașcani. Haideți să fim serios, dar nu suntem născut ieri. Bun, mâine este programată o dezbatere, ultima de altfel, programată. Eu spuneam la începutul emisiunii că este foarte probabil să fie ultima televizată. Dar ultima programată este pentru mâine, la aceeași oră, cu candidații pentru primăria municipiului Pașcani, din partea PSD, PNL, PMP. Ori până acum a fost obișnuiți, la celelalte trei emisiuni nu s-au prezentat candidații PSD și PNL. Prin urmare, n-au avut loc emisiunile respective. Mă aștept ca mâine să se întâmple la fel. Dar, dacă domnul Marius Pintilie și vă transmit pe această cale, dacă doriți, iată, să clarificați anumite chestii, vă aștept mâine la emisiune, da? Este o ocazie bună pentru a discuta, pentru a clarifica anumite chestii, inclusiv ce spune domnul Olariu, că locuiți la Lespes și altele. Pot să intervin și eu pe tema dezbaterii? Pentru că este un subiect, văd că actual, acum, în campania electorală. Strigătul ăsta diferșilor candidați, hai să organizăm dezbateri, să ne întâlnim și să... Nu e în regulă. Faptul că nu e în regulă. Candidații, cei doi candidați nu se întâlnesc să aibă loc o discuție. Nu e în regulă faptul că doamna Mioara Petrescu lansează o invitație la dezbatere între candidații la primărie pe Facebook și atât. Nu este în regulă că domnul Pintilie se face că vrea să ducă la dezbaterea doamnei Petrescu stând pe lângă ușile primăriei. Da? Nu este în regulă când domnul Pintilie acum lansează o invitație la dezbatere între... Domnul primar a fost anunțat? Eu am citit pe Facebook. Deci nu fost invitat, nu? Absolut deloc. Nu. Dar trebuie să vă întreb. Deci sunt jocuri de imagine ale celor doi candidați din punctul meu de vedere. Niciunul dintre ei, nici doamna Petrescu, nici domnul Marius Pintilie, nu-și doresc cu adevărat o dezbatere între candidați. Dar am înțeles că l-am invitat și pe domnul Pantazi. S-a prezentat? Unde? Aici, la dezbatere. Eu nu știu dacă a primit domnul... Deci invitația a fost valabilă pentru toată lumea. Da. Primarul municipiului a anunțat că nu participă. Deci a anunțat că nu participă. Corect. O atitudine corectă, îi respectăm opțiunea. Aici, lucrurile stau în felul următor. Nu doamna Mioara Petrescu, nu domnul Marius Pintilie organizează dezbatere. Dacă cei doi își doresc, uitați, mâine, uite, domnul primar, domnul Pintilie și eu sunt invitat. Aștept aici, sigur că da. Sigur. Este ultima ocazie. Și dezbatele sunt, cum spun eu, organizate de, eu așa de jurnaliști. De jurnaliști. Nu... Păi, jurnaliștii nici nu au fost întrebați. L-am întrebat aseară pe domnul Marius Pintilie, domnule, care sunt condițiile, cine organizează? Exact. Eu cred că ar trebui să vezi ceva din pățenea doamnei Mioara Petrescu, care a făcut, din punctul meu de vedere, a vrut să fie bărbată și cu culoarea ei. Nu mai criticați degeaba, a venit cu propunere și atât. Bine, nu cu propunere, dar mergi până la capăt, că așa și de eu. Eu personal ar putea să vreau, am și eu nu știu propunere, dar ați văzut. Mi-am făcut proiecte, am stat, am insistat pe toate celelalte. Da, a venit cu propunere, cu ce a greșit omul? A luat legătura cu reprezentanții mass media pentru o dată? I-am spus că pot să vin la o astfel de dezbatere în anumite condiții. Dacă emisiunea, adică putem transmite dacă e la 18:30, dacă vin principalii candidați. Am înțeles că... Au fost niște condiții, dar discuția s-a oprit fix aici pentru că... Amândoi, repet, simulează că vor dezbateri. Am înțeles că doamna Mioara Petrescu de reală în primăria municipiului Pașcani, la sala multifuncțională. N-am primit nicio solicitare în acest sens. Vorba, așa povești de-astea care dau bine la... Bun! Multă simulare! Două minute discutăm și despre tineret și sport. Vă rog, pentru că și aici sunt câteva chestiuni care merită atenția Consiliului Local. Avem, iată, un club sportiv. Știu, iar voi fi criticat de microbiști, dar avem un club sportiv care are o finanțare
cât de cât importantă în fiecare an, un milion de lei, greșesc? 10 miliarde cam de așa. Lei, nu? Da, da. Bun. Nu prea se vede. Nu prea se vede. Aproape toate cheltuielile se duc pe salarii sau întreținere sau ceva. Așa văd eu din exterior și nu cred că greșesc prea mult. Dar întrebarea mea este, care va fi abordarea administrației locale privitor la sportul pășcănean, la finanțarea clubului, pentru că de fiecare dată când se vine cu acea raportare de activitate, răspunsul președintelui este foarte clar, vreți sport de performanță, rezultate mai bune la fotbal, plătiți mai mult. Și de unde? Din bugetul local? Există și cealaltă variantă a parteneriatului public-privat, dar variantă care a fost refuzată sau îndepărtată în ultimii ani de către consilieri, politicieni în general, având în vedere, iată, interpretările, dosarele și condamnările din țară din ultima perioadă. Și există și această problemă, copiii noștri trebuie să facă sport, au nevoie de sport, au nevoie să facă și performanță. V-am arătat, iată, astăzi un mesaj din partea domnului Vicovanu. Sunt profesori care antrenează fără să fie plătiți sau să fie plătiți foarte prost. Sunt sportivi pășcăneni care fac performanță și nu sunt plătiți sau plătiți foarte prost. Dar avem și pasiuni care mănâncă foarte mulți bani. Vă rog. Da, eu cred că am fost singurul consilier care a avut până la urmă curajul să spună că lucrurile nu sunt în regulă. Da? Și din câte știm, mă analiz așa la sumare, știm că sunt 16 angajați. Nu văd de ce sunt acei 16 angajați. I-aș fi văzut altfel așa. Deci, puteți să am directorul clubului, eu l-aș fi văzut pe, spunem așa, domnul Tarcan, angajat acolo, care sunt club, care sunt copii de club, de rugby. Da, pentru că sunt niște angajați acolo care nu, din punctul meu de vedere, nu își justifică banii. Să le avem pe domnul Bucovanu, care se ocupă Vicovanu, să avem pentru o echipă de handbal, să avem, nu știu, de la clubul CSS, care săraci se antrenează, prin se antrenează. Deci ar trebui să avem, să spunem așa, club de șah și așa mai departe, să avem efectiv angajați antrenori. Da? Contract de mandat, să ai șah de ăștia. Și după care, deci ai managerul, 7-8 antrenori, spunem că totul o să facă 10, da? 9 antrenori, pe fiecare disciplină în parte, ai 10, da? Cu tot cu șeful clubului. După care mai ai nevoie de 4, 5, hai zicem 6 persoane care se ocupe de întreținerea bazei sportive. Da? Așa aș vedea. Dar atât timp cât domnul Tarcan e angajatul Ministerului Învățământului, cel de la CSS, domnul, cum îi spune, când scapă, domnul Damian. Damian e angajat pe la Iași, nu mai știu pe unii cine mai plătește pe el. Domnul Vicovanu Probono, dar nu se poate, vrem performanță, dar nu avem de unii. Clubul de karate, iarăși, la fel, cu ajutorul Dumnezeu și tot așa. Și-a consiliu local. Și-a consiliu local. Da, din când în când, din când în când, dar au nevoie. Frecvent. Pentru că merită, de aia. Da, dar n-am văzut același lucru, aceeași abordare la cei de la rugby. Îmi pare rău. Deci, pentru că avem un potențial în zona asta și tot spun, și tot am zis, ați văzut, m-am implicat și pentru terenul de rugby. Am stat, m-am rugat domnul primar până am reușit să facem canalele de secare. Am fost, am corsit, deci, am curățat. Deci, cu primăria. Am adus, știți prea bine cum se face mica pentru rugby. Păi știu. Păi și atunci despre ce vorbim. Nu, eu vă lau de inițiativa. Am săpat cruțuri, câte ne-am făcut și am spus, poate, să înțelege și la nivelul administrativ, trebuie inventiv mai mult. Și am zis așa, cu tot discursul meu și bine, că am mai fost înjurat pe speța asta, nu ar fi acum prima dată, așa că m-am tăbăcit pe românește. Ducem echipa de fotbal din Liga a 3-a în Liga a 4-a, pentru că vor fi costurile mult mai mici, investim în juniori. Avem mai multe, cum spune, juniori mai mici, mai mari, că sunt acolo mai multe, știți, segmente. E în zona asta. Și când ți-ai format tu oamenii tăi, ca să nu mai fi nevoit să plătești,
oamenii tăi, jucătorii tăi, atunci încerci. Deci pe performanță, nu am spus-o, nu mi se pare normal ca într-o competiție să cazi pe locul 2 și să trezești că ești pe locul 1. Nu se poate de să cazi din Liga 3 în Liga 4 de 4 ori și să trezești în Liga 3. Nu se poate să retrogradezi. Pentru că tu, închipuiți-vă jucătorul respectiv, unde, cum spun eu, motivația acelui jucător. Care este acea motivație? Când știi că el deja la bătaie și se, deja ia bătaie cu 3-0 și te zici la final că are 1-0. Și să primești, nu? După ce afli că ai retrogradat, primești bani de la bugetul local. Nu? Deci acolo trebuie neapărat reorganizare și eu așa de lucrurile. Deci, antrenorul respectiv a angajat cu mandat și v-am zis, 10 să fie, după ce facem, facem 8-9 secții, nu știu, nu le-am numărat, 8-9 secții. Sau de antrenori angajați, plătiți... După ce faceți propunerea asta, managerul, consiliul local, după aia mergeți și stați în poartă. O nefriză, da? De ce nu? Bun, vă rog. Nu, pentru că și se termină imediat, pentru că așa văd, trebuie să reconstruim. Pentru că pe modelul actual nu este sănătos. Deci, performanța de zile nu s-a discutat serios despre subiectul ăsta. Și nu am provocat de fiecare dată, de fiecare dată am spus-o. Dacă vă aduceți aminte, de fiecare dată când am avut ocazia, am spus-o. Trebuie să avem reorganizare la clubul sportiv. Și am spus-o chiar și în atâtea emisiuni. Vă rog. Eu văd reabilitarea terenurilor de sport de la instituțiile din municipiu trebuie urgentată și prioritizată, având în vedere că nu avem nici săli de sport, nici terenuri de sport. Când este sezonul propice desfășurării afară, să zicem că fac profesorii de sport o pseudo-educație fizică, că nu se poate numi un teren de sport care este dat, amenajat, dar la modul rudimentar. Sălile de sport, ne-am dorit să avem săli de sport, având în vedere că la nivel de municipiu, eu știu de la copilul meu, este în parte o sală de sport, cu școala 5, sală unde și mai plouă, este și un iluminat defectuos, în acele vestiare sunt cumva... Deci trebuie rezolvat, având în vedere chiar au nevoie copiii de sport și nu au. Și încă un aspect, de ani de zile trenează această problemă a... reglementării utilizării terenurilor de sport ale școlilor pe timp de vară. Trebuie pus într-un cadru legal, asumat și văzut în ce condiții trebuie. În primul rând, acele terenuri sunt ale urbii. Copiii sunt ai noștri. Pe timp de vară trebuie să poată, sigur că da, la modul organizat, supravegheat, dar să aibă acces, nu să stea să sară poarta sau să fie un lucru declarat, asumat, cu un program, când poți intra pe terenul, altfel unde să se joace. Am înțeles. Rău. În punctul nostru de vedere a Partidului Social Democrat este că sportul și de masă și sportul de performanță trebuie susținut. Și toate eforturile trebuie să le facem pentru că este nevoie ca toți să facem sport, de la copii, la adulți, la persoane vârstnice. Spuneți despre finanțarea clubului sportiv municipal că este mare. Eu spun că este insuficientă. Și pentru că când vorbim de clubul sportiv municipal, nu vorbim numai de fotbal. Într-adevăr, rezultatele echipei nu sunt cele dorite de noi. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să îi sprijinim în continuare, pentru că au fost criticați în Consiliul Local și poate dacă nu le votam bugetul sau poate nu le votam programul de activități, cred eu că în câțiva ani pe baza aia sportivă erau buruieni și paragină. Deci cu orice efort din partea Consiliului Local, sportul trebuie susținut și clubul sportiv municipal trebuie susținut.
Spuneam că nu înseamnă numai fotbal. La Clubul Sportiv Municipal vorbim și de atletism, unde sunt performanțe foarte bune. Vorbim de tenis de masă, tenis de câmp, fotbalul feminin, care este într-adevăr performant la nivelul Clubului Sportiv Municipal. Bineînțeles că este loc de mai bine. Bineînțeles că o reorganizare, așa cum solicita și domnul consilier Olariu, se poate gândi. Dar niciodată n-am să spun că sunt suficienți bani dați de Consiliul Local pentru sport. În schimb, noi ne-am gândit, pentru că trebuie și dezvoltare multă în infrastructură, avem două proiecte gata scrise, trimise la CNI, Compania Națională de Investiții, respectiv acel bazin de not promis de toți în campania electorală. Noi proiectul l-avem făcut, dar și un teren de sport, tot la fel trimis documentația la CNI. O spun și cred că nu greșesc și nu poate să mă contrazică nimeni. Cel puțin la bazinul de not, atât de mult au învârtit dosarul cei de la CNI, când lipsește virgula pe stânga, când am încercat și am răspuns tuturor solicitărilor și am făcut dosarul astfel încât să fie dosarul complet, am așa o vagă presupunere că proiectele care au primit avizul CNI-ului au puțină culoare politică. Și proiectul nostru a fost lăsat undeva mai într-un sertar, dar acest proiect există. Deci el este construit, numai sursa de finanțare lipsește. De asemenea, pentru că s-a dus în discuție terenurile de la școli, avem tot la fel gata proiectele, deci s-au organizat licitații, s-a întocmit documentația, tot ce înseamnă proiect. Și asta înseamnă timp, pentru 5 terenuri multifuncționale, dintre care 3 sunt pentru școlile din suburbii. Săptămâna viitoare, peste 2 săptămâni, deci proiectele sunt gata, trebuie ridicate în sistemul electronic de achiziții publice pentru a se trece la executarea lucrărilor. Și la Școala Doamnei? Da. Inclusiv și la Școala Doamne și inclusiv la Sodomeni. Deci, ironii nu cred că trebuie să fie, sunt lucruri concrete. S-au muncit foarte mult pentru tot ce înseamnă întocmire de documentație. Cine nu are experiență în administrație nu știe ce înseamnă să duci un proiect de la zero până la implementarea, lui. Ați văzut, am reabilitat terenul de tenis, dar am venit în completare și cu bani de la bugetul local pentru a susține sportul. Avem acea linie de finanțare la care pot aplica asociațiile și fundațiile. Clubul OHO a fost într-adevăr un club susținut și prin acest tip de finanțare și direct prin proiecte de parteneriat votate în Consiliul Local, pentru că este un club care face cinste orașului nostru, face cinste României. Să nu uităm că acest club din Pașcani a dus faima Pașcanului în lumea internațională. Avem campioni mondiali, avem campioni olimpici, europeni, le-am finanțat și deplasările, le-am finanțat și dotările și poate că meritau să finanțăm și mai mult, pentru că, într-adevăr, fac un lucru extraordinar de frumos. În afară de acest lucru, am organizat diverse competiții sportive, de la Crossul Toamnei, Gala Sportului Pășcănean, unde am organizat, numai anul acesta n-am mai reușit, pentru că, vedeți dumneavoastră, starea de pandemie nu ne-a mai permis, unde am încercat să-i stimulăm, să-i felicităm pentru contribuția pe care o au, pentru că sunt ambasadorii noștri, a pășcănenilor, în toată lumea și merită într-adevăr felicitați. Acum, anul acesta am avut din nou deschis această linie de finanțare. M-am bucurat când am văzut că apar 2 asociații noi care solicită finanțare la bugetul local din domeniul sportului. Până acum au fost mai multe din domeniul tineretului. Și o a treia ar fi intenționat să depună, dar nu și-a terminat documentația la timp, chiar vecinii dumneavoastră, și mă bucur că sunt foarte, foarte mulți copii vin la acest club sportiv. Din cei 2 care și-au reușit și-au depus proiectele, din păcate, chiar mă bucuram, zic, bravo, bravo lor, uitați sportul, să-l susținem. Un dosar a fost picat pe neeligibilitate administrativă, niște documente au lipsit din dosar, dar în schimb finanțăm juniorii de la fotbalul CSM din Vale,
și le vom acorda o finanțare așa cum au cerut. Uitați-vă, club privat, 0 lei de la bugetul. De ei spuneam că nu și-au întocmit documentația. Și aici care vin, iată, cu părinții. Exact. Și domnul primar Dumitru Pantazi, pentru că trebuie să o recunoaștem, i-a susținut personal și domnul primar Dumitru Pantazi este sponsor la toate competițiile sportive. Și acest club a fost susținut financiar prin societatea domnului primar. Am înțeles. În comparație, clubul municipal Pașcani, n-am văzut prea multă mișcare, așa cum văd în fiecare zi aici. Iată, primește acest club o sumă, din punctul meu de vedere, destul de mare în raport cu ceea ce reușesc ei să facă acolo. Știți de ce vă zic? Zilele trecute a fost o doamnă aici, de la Pro-România, dacă nu greșesc, și povestea despre faptul că sunt probleme serioase și la clubul de șah. Adică acolo unde, de fiecare dată când punem această întrebare, dom'le, dar mai dai un leuț la șar, tot timpul președintele vine și spune că face și drege pentru șar. Nu prea face, nu prea drege. Eu am spus, lucrurile trebuie gândite global, unde sunt lucruri de perfecționat, cu sprijinul viitorului Consiliu Local, eu sunt sigur că vom face. Poate păi viitorul Consiliu Local va fi mai exigent cu clubul. Mai avem tenis de masă și vis-a-vis de vecinii dumneavoastră de aici. Eu am avut și amendament la începutul anului. Pentru ei erau suma respectivă pentru competiția pe care voiau să facă și am sprijinit. Și eu am fost cel care a făcut lobby pe lângă domnul primar ca ei să finanțe. Și am stat, nu mai zic câte ori am vorbit cu domnul ministru. Haideți să mai spun o activitate făcută în parteneriată cu dumneavoastră, competiția de motorsport. Da. Care tot la fel, tot că e apropiat cu PSD-ul, nu, domnul Lăriu? Da. Nu, pentru că iubim sportul și toți consilierii iubesc sportul. Cred că n-au nimic împotrivă. Punem punct aici emisiunii din această seară. Repet, este posibil să fie ultima emisiune de dezbatere electorală. Este mâine, pentru mâine programată o emisiune cu candidații pentru primăria municipiului Pașcani. PSD, PNL, PMP, dacă vin, ar fi un câștig enorm pentru comunitate, ar fi, iată, o dezbatere, măcar o dezbatere între principalii candidați, dacă nu, asta e. S-a mai întâmplat, se mai întâmplă și în alte localități din țară, fiecare ține cont mai degrabă de sfaturile comunicatorul acelor care se ocupă de imagine din staful de campanie și așa. Eu mai cred că nu va fi nicio dezbatere, că pe modelul domnului Iohannis care a fugit de o dezbatere. Da, mă rog, eu fac această invitație și din perspectiva necesității, dacă este o astfel de problemă, de a fi clarificate o serie de chestiuni care au fost comentate, puse în discuție în această emisiune. Eu sunt aici, vă aștept. Oameni buni, știți, duminică este zi de alegeri, trebuie să mergeți la vot. Este un drept, este un drept câștigat și dacă vă doriți să faceți un bine acestei comunități, trebuie să mergeți la vot. Aș vrea să vă invit, acum la final de emisiune, să adresați un mesaj fiecare celor care ne urmăresc, electoratului dumneavoastră, pășcănelor în general. În perspectiva mea de consilier local, eu consider că mi-am făcut treaba și dacă dumneavoastră considerați că mi-am făcut treaba și doriți ca pe viitor consilierii locali din cadrul Consiliului Local să fie implicați, cum am fost eu, nu vreau să mă laud, dar dumneavoastră veți decide cine și cum va fi în Consiliul următor, dar este important să ne uităm la fapte, nu la vorbe. Bun, mulțumesc! Dragi pășcăneni, vă așteptăm la vot pe 27 septembrie, în speranța unei schimbări și a unor stări de bine pentru municipiul nostru. În primul rând, dragi pășcăneni, în calitate de reprezentant al autorității locale vreau să vorbesc întâi. Vreau să vă asigur că noi am luat toate măsurile astfel încât în ziua votului se desfășoare în condițiile cele mai bune, în ceea ce privește sănătatea dumneavoastră,
am achiziționat 20.000 de măști, ele vor fi date gratis tuturor celor care vin și votează, dar și membrilor din secțiile de votare. De asemenea, am achiziționat dezinfectant, pentru că trebuie să ne protejăm și, de asemenea, prin societatea noastră Ecoserv, SRL, vom face dezinfecția tuturor spațiilor în care se desfășoară secții, unde se vor fi înființate secțiile de vot vineri și luni după ce se termină cu votarea. Deci și vă așteptăm la vot și vă asigurăm că împreună cu toți cei care sunt în secțiile de votare vom asigura ca în ziua votului toate lucrurile să se desfășoare normal. În ceea ce privește mesajul meu, consider că în acest moment Pașcaniul are nevoie în primul rând de continuitate, de experiență, de profesionalism. Are nevoie de o echipă puternică, o echipă cu multă experiență, pentru că suntem într-un moment în care Pașcaniul are în derulare foarte multe proiecte, foarte multe proiecte care trebuie implementate în acești 4 ani. Și am să vă dau doar câteva exemple. Vorbim de 8 proiecte cu finanțare europeană, valoarea este de peste 10 milioane de euro. Reamintesc, Palatul Cantacuzino Pașcaniu va schimba în totalitate fața orașului nostru. Deci vorbim de reabilitarea lui, dar și de modernizarea întregii zone și redarea pe circuitul turistic. Și repet, sunt proiecte care sunt în diverse faze de implementare. Nu vorbim de vorbe, sunt lucruri concrete, contracte semnate. De asemenea, un foarte mare proiect și important, de fapt sunt două conectate unele cu altele, vizează digitalizarea, informatizarea primăriei și implementarea strategiei de Smart City. Și am dat doar 2 exemple. Avem proiectele de infrastructură mare. Sunt 25 de milioane de euro de implementat pentru extinderea rețelei de apă și canal în întreg orașul și suburbii. Avem proiectul de amenajare a cimitirului nou. Proiectul este gata. Urmează executarea, scoaterea la licitație pentru executarea lucrărilor. Avem proiectul pentru modernizarea pieței din vale. Vineri se deschide licitația pentru executarea lucrărilor. Să sperăm că va veni cineva interesat și imediat începe executarea lucrărilor de modernizare a pieței din vale. Mai avem un proiect care a început acum și cred că toți pășcănenii văd cum se schimbă Pașcaniul în bine, proiectul de iluminat public, care continuă, deci continuăm modernizarea și extinderea întregului iluminat public, chiar dacă unii consilieri PNL n-au votat acest proiect, dar iată că el prinde contur și cei din suburbii și cei din Vatra și cei de pe aerodrom au văzut ce înseamnă un sistem de iluminat public modern. Ne mai propunem construire de bazin de not, bază sportivă, avem proiectul pentru modernizare străzi, care tot la fel vineri se termină licitația și se deschid ofertele. Numai aceste câteva exemple de proiecte majore de dezvoltare a municipiului nostru ne conduc și trebuie să vă ducă și pe noastră la ideea că numai cu experiență, profesionalism, putem dezvolta orașul și putem implementa proiectele. Poate proiectele se scriu mai ușor sau mai greu, poate fazele de licitație trec, dar faza și etapa cea mai importantă este implementarea și ducerea la bun sfârșit a proiectelor. Nu cred că trebuie în acest moment să facem experimente și doar din dorința schimbării. Eu consider că domnul Dumitru Pantazi și echipa dumnealui a dovedit până acum că este un bun profesionist, un bun pășcănean, iubește Pașcaniul, își dorește să-l modernizeze și a reușit. Și împreună cu echipa pe care o propune acum formată și din tineri, și din femei, și din persoane din diverse domenii de activitate, vom continua împreună, pentru că fapte nu vorbe, așa cum spunea și domnul Olariu, și considerăm că Pașcaniul este pe drumul cel bun. Bun, mulțumesc. Mai doresc să adăugați ceva? Nu, mulțumesc. Închidem aici emisiunea din această seară. Am întârziat, dar cu folos, cred eu. O seară frumoasă în continuare. Seară frumoasă. Bună seara. Bună seara.